Hello, bine v-am găsit. Aqua Carpatica e cu noi și ne mai trebuie un invitat. Oare cine e? Salut, mâinile! Bună ziua! Ce faceți? Bine, vă așteptam. Nu vă întreb ce mai faceți, pentru că nu știu ce ați făcut înainte. Nu știu dacă îi duceți dorul, dar eu îi duc dorul. Mă aștept pe picioare, este un preș roșu, nu-i covorul roșu. Rău mă dor, ochii mă dor. Horia Brenciu, super concert. El da. A fost. Astăzi, Dor Octavian Dumitru, nu el a trecut prin cadru, ci un alt dor. Dor de viață. Și acum o să coborăm înapoi ca să mergem la podcast. Păi și ce facem? Ne întoarcem? Trebuie să mergem pe ușa de la intrare? Dorul nu stă în loc, nu se întoarce din drum. Până la soroc, doar în dor nebun. Ia să văd dacă e cineva. Domnul, a venit predighetoriu. Și Liliacul. Sănătate. Și Liliacul. Ce te cunoaște? Liliacul. Mamă, dar nu te-ai îngrășat deloc. Dar deloc nu te-ai îngrășat. Să trăiți. Ce nu te cunoaște, ce ești beat. Asta se numește exuberanță. Și asta mă gândeam pe drum. Băi, zic, ce înseamnă exuberanță? Veselie excesivă. Să rămâne. S-au închis și astea toate. S-au închis toate. Da, m-am înțeles. De fie, fie de aici. Deci asta este oda domnilor, special. Domnilor, de la lumini. În ziua de astăzi, doamnele au părul scurt. Deci încă o dată. Ne ținem așa ca oda să ta. Da. Este oda lui Doru. Oda ta. Încă o dată. Udata. Vrei să te dezbraci? Asta nu era... Dezbrac eu! Lasă-mă să te dezbrac! Asta nu era piesa lui Shakespeare. Și acum ia la os! A rămas asta acolo? Da, a rămas. Joy to the world, the nation proud. Da, este bine, dacă nu mi-am încheiat la patru. Da, lasă-mă să te închei la papuș. Nu, domnule Mare, orice, dar nu mai asta, nu mai asta. Nu de atât, ai cad fire de barbă. Nu, dar nici eu nu mă închei la patru pentru că nu am... Da, deci, dragii mei, așa se face, să vine spășit. Nu, e bine așa că se vede un alt unghi. Deci, eu cred că te-ai încadrat în timp. Nu, dar așa sunt și pigmei. De la distanța asta privesc pigmei undeva prin... Nu, eu vreau să văd dacă aveți șoareci. Avem șoareci, dar numai de bibliotecă. Aaa, înseamnă că mănâncă litere. Ero? Da. Astea sunt căștile tale, dar până să le folosești... Eu am înțeles că Horia mănâncă cuvinte, deci nu mănâncă litere. Deci eu mănânc și onomatopee. S-ar putea să fii surprins? E important de că ne hrănim. Acum cu șiretele închise... Mă ridic. Cu șiretele... Un moment... Adică noi bărbații avem toate de încheiat. Deci așa suplu te-am cunoscut, așa suplu ești, da. Așa suplu te vei prezenta pe scenă. Și după ce curăț scaunul, mă așez la jos. Dar ce curăț scaunul? Tu vii cu acă-mi torc eu scaunul. Bă, mulțumesc, domnul. Pe muzică, Trocros. 1, 2, 3 și... Ce muzică? Toate aceleași? E regizorul la voi sau mie mi se pare? Nu. A, aveți lumină rece. Ok. Da. Dragul meu, fără... multe introduceri. Aceasta este pâinea și sarea. Pâinea și sarea. Pe care ți-o dorim din suflet. Da, dar ăștia când serveau pe vremuri pâine și sare, nu aveau reclama, mai puțin de sare. Cu sare odată. Și atunci venea domnitorul și spunea pâine și sare. Mă jignești? Am probleme cu tensiunea. Măria ta, numai pâine. Pâinea conține sare. Și era un tip care era cu o glugă pe cap. N-avea nicio legătură cu Ku Klux Klan, n-avea nicio legătură. Așa. Care spunea, Doamne, așa se spunea domnitorilor, Doamne, s-a roșit securea. Ceea ce era un semn că omul ăla a plecat. Era ăla care decapita. A plecat acasă mult mai scurt. Era... M-a durat scurt. Da, știi că cum a fost vizita? Scurtă. Scurtă. Dar știi că de multe ori mi-am pus problema acel care decapita, acel om cu securea. Ce viață o fi având? Își asuma. Că asta se discută în ziua de astăzi. Îți asumi? Îmi asum. Da. Poc. El avea gluga, pentru el era important să nu-l vadă. Nu i-a zis, așa învățam noi în istorie, că i-a zis lui Mihai Viteazul, nu te uita în ochii mei. Basta. Sau nu.
Nu, călău. Puteai să spun căcălău, dar mă rog. Nu, asta e vorba mea preferată. Da? De fiecare dată zic, băi, nu, ajunge, căcălău, e căcălău. Nu, dar asta e vorba pe care am auzit-o din Brașov, căcălău. Am înțeles, că poți să spui, doamne, avem mâncare căcălău. Mănâncă, avem mâncare căcălău. Și el zice, mi-era foame până acum. Dragul meu, aceasta este, din păcate, am găsit doar, fii atent aici, doar sare de Himalaya. Himalaya, sigur că da. Mănânc sare de Himalaya și simți cum respiri aer rarefiat. De pe ciomolungma. Da. Așadar, dragii mei... Pâine neagră, extraordinar. Asta e foarte indicată. Deci făina albă este foarte indicată pentru cei care doriți să vă îmbolnăviți cât de repede posibil. Ia să vedem. Această pâine nu se mănâncă fără salivă. Dacă o mănânci fără salivă, rămâne nări, că n-ai cum să o înghiți. Că asta săracă, gâtul așa face. Eu trebuie să vorbesc. Împinge pâinea și o împinge nări. Am avut voce de nas, da, voce de nas de panificație. Dar de fiecare dată... Foarte interesant. Dacă vedeam cu mâncare la mine. Nu, ți-am zis să nu mănânci. Ți-am zis să nu mănânci nimic. Avem multă pâine aici. Avem... Dar am luat pâine de la ceea ce vizați. Nu, ci că după ce terminăm pâinea, ne apucăm de sare. Și uite așa Himalaya se reconstruiește în noi. Deci mai întâi am dat eu o limbă la sare, dar pentru că am limba mare, s-a luat toată sarea. Și după aceea el, cu limba lui, a dat o limbă pe limba mea ca să poată să mai ia sare. Opa, eu de cum să uite. Asta este interesant. Da. În timp ce vorbești, eu te studiez. În timp ce veneam, am văzut o chestie să scria cursuri de dans. Da. Undeva la un mall. Un mall? Da, și mă gândeam că acum, da, poți fi, ții nevasta și te duci la un curs de dans, poate cunoști și alte neveste. Nu, dar și noi avem aici un curs de dans. Sala de sus de... Da, sunt copii, nu, încă n-au prostii în cap. Adică, și bănesc că le spui dinainte. Băi, copii, uite care e treaba. Noi n-avem droguri, veniți voi. Dacă altfel nu. Ce urât am spus. Lasă, nu contează. Toată lumea să-ți bate ca să pună, auzi, la televizor. Ieri. Anunț. Nu spun ce post. Anunț. Poliția. Facem tot posibilul să distrugem cartelurile de droguri din liceu. Am crezut că o să cad. Zic, cartelurile de droguri? În liceu? Hola, cabron! Cum cartelurile de droguri? Deja eram în Columbia. Da, cred că e prea mult spus, dar probabil că sunt... Da, așa am spus. Da. E mai complexă treaba decât credem noi. Da. Eu n-am informații de chestia asta. Dar ceea ce băi noi interesează este că dacă eu mă uit la tine... Văd un tânăr... Nu vorbesc, mestec, ca să înțelegeți, când patiune spun asta, vorbesc și tot timpul. Văd un tânăr... Un tânăr. Măi, eu trebuie să-mi spui din prima. Mi-am luat posterul pe piept, că eu mai tânăr. Așa. Deci n-ai pic de țesutura din poase cu altă vită. Da, m-am stors acasă. Ideea... Așa. Dar ăsta n-are roți. Adică, singura roată e mâna mea, care pot să o bag. Mă rog, și să mă duc puțin mai față, da, și Horia mai în față și nu de altă, dar nu mi se aude vocea de la... aveți și butoane, aveți și... Avem pahare, de toate aici. Uite-te în jurul tău, avem de toate aici. Ce ai nevoie, îmi spui și îți dau. Chiar e frumos. Seamănă cu studioul care am început eu să... De la Anima Film. Fac o emisiune. Numai că este pe lung. Ăla era pe lat. Ceea ce înseamnă că avem studiouri foarte mici. Ăsta este primul anunț important, că face o emisiune. Nu, am fost la o emisiune. Am înțeles. Am fost împreună prin aceleași locuri, la un moment dat. Și ne-am judecat cu aceleași persoane. Nu. Tu te-ai judecat, nu cred. Da, cu cine? Și câștigat. N-ar rost. Cu niște persoane. Ai câștigat, asta e important. Da, dacă la un moment dat ți-e și frică să spui cu cine te-ai judecat. Bă, dacă ai judecat, dacă ai câștigat, taci de gură, las-o așa. Urâtă chestie să te judeci, dar noi suntem într-o societate care este în plină dezvoltare. Ea nu știe, însă suntem în plină dezvoltare. Ce înseamnă plină dezvoltare? Adică e unul enorm de gras, că e plin. Da. Și toată lumea așteaptă să iasă din casă, dar el, când a intrat pe ușă, intrase pe ușă. După aceea s-a îngrășat. Acum acelea îl mai scoate pe ușă, că nu poți să scoți pe bucăți. Trebuie să-i demonstrezi toată casa. Ca să demonstrezi toată casa, să dai jos acoperișul. Deci asta înseamnă invers cum s-a construit casa. Foarte frumoasă metafora.
Numai eu m-am prins. Și bineînțeles cei doi urmăritori. Ah, a venit al treilea din Canada. Și ți se-ți bate ochiul. Se-ți bate ochiul ca să iasă. Oh, nu vreau un Horia, nu vreau un Horia. Asta nu-i ochiul. Să știi că... Ochiul lui Horia. Ce ar zice pe Onesc acum auzit, du-te? Ah, nu cred că sunt versurile astea. Chiar stăteam și mă gândeam. Doamne, ce talent a fost. Ce talent a fost și cum pur și simplu parcă prea repede a plecat. Părerea da, puțin mea. Prea repede, dar i-am avut invitat pe fica lui, pe Ana Maria și pe... Și ne... Scuză că... Te rog, nicio problemă. Și nevalorificat, nu s-au făcut filme... Am aflat multe după aceea. Da. Și asta e marea problemă. Și mai mult din vorbele celor care au fost pe la cenacluri. Exact, pe la... exact. Nu. Exact. Și mare păcat. Noi avem treaba asta să... Neglijăm. În timpul vieții. Poporul român are o treabă. Datorită faptului că a fost mereu supus, pe egalul lui nu vrea să-l laude. Da, băi, corect. A venit turcii. Arcadaș. Giugiuc. Mudur. Cearșaf. Condur. Și atunci lucrurile... Era un fel de troc. Da. După aceea au apărut tracurile care veneau cu trocuri. Și ăștia spunem, în momentul în care vezi pe cineva și de domnule, Horia Brenciu e un geniu. Ai, lasă, domnule. Și atunci ei știind că nu o să fie considerat după ce nu o să mai fie, își pun nume de străzi. Da, corect. Nume de case, nume de aeroporturi, ca să știe. Adică asta e. E un lucru pe care sunt de acord total cu tine. Vreau dar să spun dar că... n-am spus nimic, ceea ce este interesant. E important, foarte important. Dar m-am prins eu de ce ai vrut să spui. A plecat un telespectator din Canada. Ok, să se întoarcă înapoi. A plecat? Da, ne urmăresc acum 2-3-2-3-2-3. Doamne, dar ce viteză aveți ca să mergeți la toaletă? Așteptați reclamele, fraților, nu așa? Reclame. Când a intrat, am cântat... Nu are nimic scris pe paginile alea, ca să știți. Când am cântat Oda Bucuriei, când Edi a cântat Oda Bucuriei, eu am propus Oda Bucuriei. El a zis altă melodie specială pentru tine. Despre ce piesă vorba? Joy to the World. Ia să vedem. Aia care am compus-o eu. Amândouă au ca subiect bucuria. Da. Suntem într-o perioadă în care vom ajunge să trece postul și după aceea, după post, nu, apariția suntem... Mântuitorului care spune primele lui cuvinte care le spune în momentul în care a ajuns în mijlocul apostolilor care inițial s-au speriat, cu toate că știau că el a înviat de la Maria Magdalena, de la alte femei care fusese la mormânt și el a apărut și primele cuvinte a fost bucurați-vă. Exact astea au fost cuvinte. Joy to the world. Da. Acum, iarăși ajungem la mentalitatea românească, unde bucurie înseamnă pune băutură și mâncare, adu femei. Deci asta înseamnă bucurație. Unde e o zonă primitivă, după părerea mea, dacă ar fi așa să fac o analiză scurtă, ca să nu vă dea... Te rog. Părerea mea este că în momentul ăsta, Neandertal, prima speță de la căruț, prima speță de om, Neandertal, care Homo sapiens a zis, măi, nu te supăra, trebuie să pleci, că avea capul mare, mintea mică și îi bălângânea când alerga, că de asta n-a putut. Neandertal, în momentul ăsta, ar fi fost înaintea noastră. Adică, categoric, puteau să fie în funcții de conducere în România. Adică, aveam un președinte Neandertal, aveam parlament neandertalian. Ok, este extraordinar. Și, cum să spun, noi suntem timizi. Asta este ideea. De aia ne-a și comparat cu lupul. Că săracul lupul e ok și e deștept, dar îl prinzi. De ce? Că face auuu și toți au e acolo. Și el nu face așa auuu. El nu face așa ca să nu știe vânătorul unde e, știi? Adică îl prinde bolorul. Moare oaia și ăsta zice băi, dar poate nu știu, poate nu o să prindă că sunt eu, poate nu o să... Auuu. Interesant este că primul e A. Deci, au... De unde s-a făcut și melodia au, au, au... După părerea mea, pe vremea când au apărut lupii, asta era ultima literă din alfabet, U. Pentru că altfel, dacă era Z, ar fi A, Z,
Ceea ce ar fi fost și un roi de albine în jurul lui, ceea ce nu era rău. Dom'le, că nu mănânc oaie, mănânc miere. Mie mi-a fost dor de Doru. Așa, mulțumesc foarte mult, la revedere. Acesta a fost podcastul nostru, un podcast esențial, asumat și conținut. Asumat. Am o introducere. Da. În introducere. Oh, da, așa de joasă e? Da. Da. Dăm da. Și ceva înalte. Da. Perfect. Născut pe 11... Nu merge introducerea asta, merge o armonie frumoasă. O armonie okay. De 10 degete. Născut! Hai, lasă-mă! Știți asta? Da, știți ce? Urmăriți un podcast alături de Doriu Octavian Dumitru. Acum o facem, atenție. Atenție. 3 și ok, o altă piesă care trebuie să o învețe, pentru că îmi dau seama. Băi, mi-a adus aminte extraordinar piesa asta, îmi plăcea la nebunie. Acum se poate. Acum se poate. Doamne și domnilor, pe piesa lui Scott Joplin, The Entertainer. Iată ce putem vă spune despre anul 1956. În filmul The Sting cu Paul yes. Newman and Robert Redford. Oh, Doamne. În 11 iunie se năștea la Galați omul care... Arad. La Arad te-ai născut? Mulțumesc, Google. Asta o știu și americanii, când trec frontiera, așa spun. Born in Arad. Arad te-ai născut? Yep. A făcut omul urmat după ce s-a născut tot, în Arad. S-a schimbat datele. Știi că e cel mai greu lucru să te bazezi pe Google. Să pronunți Arad. mai bine pronunți Galați. Continuăm. E omul care a făcut facultatea de instalații, cel care a făcut armata în compania a doua. Eu am făcut-o. După, înaintea mea n-a fost. Da, deci eu am făcut facultatea. A făcut... După mine au mai făcut ceilalți care au rămas. Am lăsat clădirea pur și simplu. A făcut armata în compania a doua la Plevița. Plenița, da. La naiba. 60 de kilometri de Craiova. Membru al sindicatului actorilor canadieni, ACTRA. ACTRA, da, 1903. Cu legitimația de profesionist T4. Adevărat. Omul care a făcut spectacole în România, în Europa, în America și ca peste tot, Doru Octavian Dumitru. Prima întrebare. Lăsați aplauzele, că trec la întrebări. M-aș înclina, dar dau capul de masă să mă ridic în picioare și să mă dereglez de la microfon. Ce trebuie să fac? N-am la valieră? Okay. Nu, ai așa. Da. Ce trebuie să fac eu? Dacă știa, venea și eu cu un tricou cu ceva. Îți dau eu un tricou. Ce trebuie să fac pentru a obține... Tricou înseamnă culmea. Legitima... De trei ori. De ce zice tricou? Chiar n-am înțeles. Tricou. Trico. Pentru că e un eco. Ai trico astăzi? Yes, I have a trico. Yes. On my side. No, I have a bico. 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 Ce trebuie să fac pentru a obține această legitimație T4? Momentul în care eu am depus cererea, actele, în 1993, am avut la mine o mulțime de presă, ca să zic așa, articole. Articole cu mine din România, că am activat, și atunci m-au trecut direct la T4. T4 înseamnă professional. Deja ești în altă parte, cum se spune, dar și plătești mai mult. Mă rog, acum, dacă bănuiesc același lucru, este, dar trebuie să vii cu niște dovezi că ești senzațional. Da, mi se pare senzațional. Singurele tale dovezi erau articolele din ziare. Da. Articole care scriau
că ai câștigat toate festivalurile de umor din Constanța, din Galați. Constanța n-am fost la festival. Nu? La Galați n-am fost la festival. Da? Nu. Scuze-mă. La Vaslui. 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 Andrei din Vaslui. Festivalul avem Vaslui. Un cipejar din Vaslui. Ce faci, bre, Andrei? deci, festivalul Tănase. Așa? Am fost la Slănic Moldova. Era un festival de umor. Am fost la Bistrița Năsăud, la Mărul de Aur. Am fost la Băilești. Am luat... Da, le-am cam câștigat, recunosc. Dar am câștigat și Încântarea României. Asta e. Am fost comedianul celor de la... De la Brigadă. Nu. Am fost comedianul celor de la Sărbările Scânteiei Tineretului, care erau la concurență, competiție cu Flacăra, cu Cenacul Flacăra. Cenacul Sărbările Scânteiei, Lucian Avramescu, Dumnezeu să-l ia. S-a întâmplat vreodată să te saturi de locul întâi? Adică să mă saturi de ce sunt? Băi, nu mai mă duc, nu mă mai duc nicăieri. Știi chestia cu Alfredo? El nu s-a așteptat la replica mea. Deja am mers înainte. Nu mă mai duc nicăieri. În general, eu obișnuiesc să spun, mi-a plăcut să scriu, de mic. Și la un moment dat am participat cu toate că am făcut liceu industrial, în liceu industrial am participat la Tinere Condei. Era un festival. Era un festival pe vremea fraierilor aia de comuniști care au construit toate drumurile și toate clădirile și au toate parcurile și și podurile și în cât timp? În vreo 10 ani. Și noi de 30 de ani noi ne uităm la ce a făcut comuniști și spunem: tu ce proști sunt ăștia. Da. Asta e o altă discuție și o chestie, zic eu că lumea nu e pregătită să aibă o discuție despre așa ceva. Tinere Condeie. Da, la Tinere Condeie am luat locul 2. Ceea ce m-a surprins, pentru că nu s-a acordat locul 1. Și atunci, întotdeauna am stat și m-am gândit: măi, dacă eu iau locul 3, zice, locul 1 și locul 2 nu s-au acordat, înseamnă că eu sunt locul 1. Asta e ideea, de ce nu-mi dai locul 1? Coboară ștacheta, deci spune: dom'le, deci nu este de locul 1, nu e de locul 2. Atunci coborâm și atunci ăsta e nivelul. Festivalul respectiv, sau concursul respectiv. Asta n-a fost festival, a fost concurs. Și trebuia să merg la o tabără de creație. Trebuie să știi, la tabără de creație. Una celebră. Da. Unde mergeau toți copiii pe vremea aia. Și eram foarte încântat să merg acolo, numai că... Nu numai că am luat locul 2 și locul 2 nu s-a dat, dar Homorod. Dar Homorod. Tabăra de la Homorod a fost închisă când a trebuit să merg, pentru că au fost inundații. Băi, ce baftă m-a avut. Dar Homorod e lângă Brașov, lângă mine. Și de atunci am din astea și m-am învățat. Și aici ajungem la o mare vorbă, și anume, mă uit bine unde mă uit? Acolo sunt toate camerele tale. De ce mă uit eu parte? Pentru că tu simți atragerea de formație profesională, pentru că acolo e publicul. Nu, am crezut că aveți o cameră acolo. Avem și o cameră acolo, dar... Ah, ok. Dar care nu funcționează. Avem și o cameră sus, este decomandată, este foarte... Da. Adică n-are baterie. Da. Mi s-a întâmplat într-un spectacol să spun: dom'le, dar am tot vorbit, mai avem un microfon de schimb. Da, nu e nicio problemă, doar că imediat schimbăm bateria. Știu, dar în momentul în care eu am rit ăsta în timpul spectacolului și după aceea tac. Că nu mai am microfonul, e o distanță foarte mare. E foarte mare, corect. Și atunci trebuie să... Tăcerea ta trebuie să spună ceva. Absolut. Să fie activă. Asta spun cei de la DIICOT. Da. Îmi cer scuze, o să iau o bucată de pâine, pentru că e păcat să nu fiu primit a doua oară. Nu. În momentul de față, pentru poanta asta... Cei care doriți să veniți la Horia, gândiți-vă. Cum spui o poantă? Mâncați de acasă felul întâi. El vă dă pâine. Cum spui o poantă? Imediat se face o schimbare. Sau... Doamne ferește, n-a spus nimic de la început? Hai să luăm de la capăt. Nu, cum spui o poantă despre DIICOT? Da, schimbăm acum poantele. Se schimbă poantele de la DIICOT. Da, exact. E bine, și poanta, asta poantă bună. Ăsta este primul. Ăsta e platoul Bucegi. Mamă. Da. Deja lumea pleacă că miroase a ceapă. Fii atent aici. Ca să spun cum este ideea mea despre ziua de astăzi. Usturoi n-aveți? Mă, dar o țineți cu sarea asta de m-a zăpăcit. Totul e sărat aici și ați adus și sare. Câteodată, nu poți să pui... Fii atent aici. Ți-am pregătit chestia asta tocmai pentru aveți că... Aveți și o fumătură? Da. Tocmai, da, pentru că...
tu astăzi trebuie să vorbești de toate din toată lumea, dar masa trebuie să fie plină cu elemente românești. Da, dar în momentul în care vorbești, s-a dus masa. Ori mănânci, ori vorbești. Nu, așa era vorba. Da, dar vorbesc eu. Mănânci tu, vorbesc eu. Mie îmi place la nebunie ceapa. Ți-a spus vreodată? Că îți place ceapa? N-am apucat să... Noi doi... Îi lasă gura apa, vorbim despre ceapă. Noi doi ne-am întâlnit de mai multe ori. Normal trebuie să-i curgă ochii. Dar lui lasă gura. Îmi curge ceapa. Îmi curge ceapa. Îmi curge apa. Îmi plouă în gură. Deci, noi de ne-am întâlnit de mai multe ori, dar n-am avut niciodată timp să vorbim de ale noastre. Deci eu n-am avut nicio șansă cu Homorodul și nu o să am șansă nici cu emisiunea asta, pentru că vor fi inundații în gura lui Horia. Asta e. Băi, dar am așa o baftă, tot locul 2 am luat și acum. Nu, aici ești principalul nostru... Consumator de ceapă. Hai, domnule, să iau și eu o ceapă, că dacă spune Horia, e un moment. Dulce. Da, asta este brânză. De sunt capră? Două tipuri de brânză. De capră? Una de capră, una de oaie. Asta e de capră? Una de oaie, una de capră. Iubire? Fimele pregătește. Două tipuri de slănină. Iubire, dar e vorba de capră sau e vorba de... Așa ne adresăm participanților. Biboliță și oaie. A, biboliță. Păi bibolița nu e capră. Ia gustare. Mă rog, e mai, asta îmi place mai mie. Înaltă puțin. Și mai sănătoasă, așa. E foarte bună. Singura brânză sănătoasă pe care vă recomand este brânza de capră. Vă recomand cu mare căldură. Dacă știți restul, alte brânze, renunțați. Aici avem celebrele jumări cu care m-am pregătit de acasă. Eu l-am făcut. Și ca să completăm... Să le mănânc sănătos. Mulțumesc. Ăsta, iată, suntem acum... Extraordinar. Acum, avem apă plată, avem și un vârf de vin roșu. Un vârf de vin roșu. Pentru că eu știu foarte bine care este conduita ta de 20 de ani încoace. Asta eu i-am spus lui printr-un mesaj. Auda, spune-mi o chestie. La capitolul... O să rămân pe pâine, că în rest nu-i nimic de mâncat aici. stare de... Și pâinea e, vai mama ei, pentru că nu e o pâine integrală, no. Adică ceea ce... Că el tot spune... Îi ascult pe tot, în ziua de asta lumea vorbește și zice, mănânc sănătos? Da, mănânc sănătos. Sunteți curioși? Mănânc sănătos? Sunteți curioși ce înseamnă? Da. Să mănânc sănătos? Ce înseamnă? Asta înseamnă cineva care mănâncă sănătos să vorbească în momentul ăsta cu mine. Deci cine se simte că mănâncă sănătos, comunicați. Eu nu mănânc sănătos. Ok. Atunci am venit degeaba. Deci aici nu e nimeni care mănâncă sănătos. Ba da. Iubire? Iubire mănâncă sănătos? Andreea mănâncă sănătos pentru că ea este... Un moment. Vorbim cu Andreea. Andreea, mănânci sănătos? Da. Bun. Hai să vedem. Ce? Alimente. Ce mănânc? Mai simplu cu ce nu mănânc decât ce. Nu e mai simplu cu ce nu mănânc, că eu, de exemplu, dacă mănânc sănătos, nu mănânc nimic. Mănânc ciorbe, supe, mâncare. Nu, e vorba de alimente. Mazăre, porumb. Asta înseamnă sănătos. Ok. Ciuperci, dovlecei, pâine, paste. Nu. O luăm așa, pe categorii. Legume, fructe? Da. Ok. Lapte de vacă? Nu. Nu. În nicio formă? Dar ce consumă? Niciun lapte. Lapte de migdale sau de cocos sau de altfel. Lapte de migdale făcute în casă? Din păcate nu. Ai, atunci am luat o bucățică de la sănătos. Mai departe. Dulciuri? Destul de rar. Deci mâncăm sănătos. Nu. Dulciurile nu se mănâncă. Păi n-am spus fructe. Fructele au dulce. Deci. Dar mai mănânc și o Eugenie, că mi se face poftă. Eugenia e foarte tratată, ca să o spunem așa. Asta e ideea. Adică pentru cei care doresc să mănânc, atenție mare, nu, asta nu înseamnă... Nu, și o poftă poți să-ți faci. Asta e ideea. O poftă poți să-ți faci. Dar trebuie să scoți niște lucruri. Că vorbeam mai bine acum de să vorbim ce să scoatem, nu? Da. Mă uitam ieri la un doctor, care îl cheamă domnul doctor Văduva, și am zis că am făcut școala împreună, că pe mine mă pasionează... asta de ceva timp. Cu nutriția. N-aș putea să-i spun că e nutriție. Un stil de viață sănătos, dar pe care niciodată nu l-am avut, ca să spun așa. Și undeva târziu m-am apucat. Adică am început studiu, dar târziu s-a făcut click-ul. Ceea ce înseamnă așa. Înseamnă că eu citesc enorm, dar la un moment dat se face click-ul și click înseamnă tot ce am citit se adună
Și se conștientizează. Da, și îmi dă niște rezultate care, oh, deci aia cu aia și cu aia, uite, domnule, și eu pot să le culeg de la mine însumi, cum ar veni, din ce am învățat. Ca un fel de finalitate a unei povești de Agatha Christie. Ah, ăsta e criminalul. Păi de Agatha, da. De Agatha, da. Agatha Christie. Oprește-te, Christie, da. A venit. Christie gata. Așa. Atenție, eu sunt și adeptul regimului alcalin. Și atunci, în regimul alcalin, apare alimentația sănătoasă. Alimentația sănătoasă înseamnă combinație de alimente. Pentru că nu o să meargă niciodată fasolea cu cârnatul de porc. Că-s proteine cu proteine. Fasolica e singurică. Merge singurică. Mănâncă fasole. Singur. Mănâncă fasole. Singurică. Zici, tu ce faci, mă? Sunt singurică. Te mănânc, mă. Și mănânci fasole. Și bob cu bob. Și simți că te simți bine. Mă rog, unii mai aud și că te brâfește pe la spate, dar ideea este că ai mâncat fasole. Dacă mănânci cu cârnați, nici nu știi cârnatul când a fost făcut. Poate porcul a fi murit acum 2 ani. Da, da, da. În ziua de astăzi se întâmplă ceva ceea ce nu se întâmpla pe vremuri, și anume intru pe net, WhatsApp, Facebook, ca să-mi bag și să-mi scot la adresa unei valori recunoscută de o în timp și de un segment al populației care dorește să îmbrățișeze pe respectiva ca valoare. Na, vii tu care ești, nu există nei ca nimeni. Nu există. Fiecare om e important. Adevărat. Și acum noi spunem, scumpul meu, băi, m-am jurat ăla și e păcat că, știi, atât am muncit la viața mea și că până la urmă, știi, sunt un comedian profesionist. Da. Comedianul profesionist are profesie de comedie, care s-a pregătit în profesie de comedie. El când face un spectacol se prezintă cu un produs profesional. Eu sunt firma de aspiratoare cea mai de sus. Când eu spun, dom'le, asta ține toată viața aspiratorul. Hai, lasă, da. Ei, ăsta e un spectacol. Dar dacă eu spun ție că spectacolul ăsta este complet făcut și eu v-am venit către tine ca să ți-l dau, să te simți bine, și te trezi că râzi. Trezirea aia eu ți-am făcut-o gândind înainte că o să te trezești. Eu am mers direct pe niște glume și de acolo am schimbat, am adus subiecte, am un mesaj și mai am ceva. Spuneți, îmi asum. Nu, e vorba de responsabilitate. Pe care responsabilitatea în moment, eram tinerel așa și la un moment dat, într-o zi, cei care au urechi și pot să audă și să înțeleagă, înțelegeți. Cei care au urechi și nu pot să audă și să înțeleagă, asta e. Dar m-am trezit, nu mă dau pe mine de exemplu, dar vorbesc despre mine, că pe mine mă cunosc, pe Frăștean, nu știu. Într-o zi, văzând lumea aia multă, că erau săli pline, să tăvăleau de râs, am spus, wow, cine sunt eu? După spectacol, în cameră, singurel, că totdeauna în cameră ești singurel. Corect. Mă rog, când ești tânăr. În special după spectacol. Ideea este că nu îți iei autografele cu tine. Ideea care este? Ideea să le selectezi. Ideea este că în cameră aia, singurel, am spus, cine sunt eu? Și era o chestie care, dar de ce să mă întreb eu cine sunt eu? Când eu, ăsta, înțeles? Dar trebuie să înțelegi un lucru, că după ce sara s-a golit, e gol. Ăla ești, de fapt. Tot ce a fost, a fost împreună. S-a creat împreună. Corect. Este dacă spun zeamă, după aceea vi se pare aiurea. E un cocktail chimic care s-a creat între mine, cel care m-am pregătit înainte ca să vin profesionist. Eu nu sunt profesionist ieri, nu. Sunt profesionist de când am început și de momentul în care devin responsabil, atunci devin profesionist. Ascultați-mă. Puteți și, să fiți actori. Și mai e un cuvânt care, din puteți să fiți actori. Dar dacă nu, dacă nu sunteți responsabil. Și mai e o chestie interesantă, determinarea. Asta e cuvântul ăsta, determinarea. Nu mai e o pâine. Nu se mai pâine. Nu se mai iau pâine. Și am zis, nu determinat. Eu am spus un lucru determinat. Nu, i-am spus un lucru hotărât, nu determinat. Determinat de cine? Înțelegi? Din nou cu asumarea, adică, și cu toate cuvintele pe care le... Dacă îl împarți, este determinat. Adică trebuia să-l termin la un moment dat. Asta înseamnă. Adică, dom'le, e un lucru determinat. Păi, matale, nu le termin. Adică, și
Ai cuvântul, dar nu-l descompui. Descompune. Adică, exact cum spunea cineva, că putem să memorăm niște numere dacă le împărțim pe câte trei. Sau două. Câte da, două. Da, 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 deci numărul de telefon, dacă vrei să-l ții minte, ține 072 odată, așa, și după aceea mergi cu următoarele trei și apoi următoarele patru. Da, corect. Spune-mi, sunt de multe de vorbit. De când te-ai descoperit pe tine mai bine? Că e important asta și mi-ai spus un lucru foarte frumos. Emisiunea e foarte scurtă. Mi-ai spus un lucru foarte frumos în legătură cu chimia, acea cocktail chimic care se întâmplă și singur ești în camera de hotel. Am vrut să fiu extra sentimental pentru că știam că-l ating, fiind meseria noastră, atunci vreau să te întreb, el e născut entertainer. Nu, tu te-ai dus mai în profunzime decât mine. Eu pot accepta lucrul ăsta și... Fără să vreau. Nu, ai vrut lucrul nu, ăsta. Nu, fără să vreau, în sensul că noi așa suntem. Deci suntem gânditori. Pentru că așa ne-am născut. Adevărat, dar când te-ai dus mai în profunzime? Tu ce faci acolo, mă? Gândesc. Măi, dar pleacă că vine tractorul. Da. Când ai intrat unde în profunzime? Unde e la, mă? E copac între timp. Pentru că unora le e frică de profunzimea asta. Înțelegi ce zic? Da. Una ne-a frică, băi, nu. Hai să nu le spunem frică, să nu spunem că, doamne, au o teamă. O teamă, și, corect. Și atunci ei sunt cei care refuză. Refuză. În momentul în care refuz, se produce o refulare. În altă parte, pentru că refuzul este, tu accepti refuzul, culmea. Deci, domnule, stai puțin, că în momentul în care refuz... Din comoditate. Nu, în momentul în care eu refuz, nu, în momentul în care, nu din comoditate, din dorința de a sta în zona de confort. Am înțeles. Și atunci, în momentul în care vreau să stau în zona de confort, nu sunt profund. De ce? Aoleu, hai să o luăm așa, o chestie... Simplă, absolut simplă. Doamne, ce este asta? Este slănină. Slănină. Sau slană, cum slană. Se spune. Așa, slănina este de la, de la iepure, nu? De la ce e slănina asta? Un fazan. A fost un iepure care i-a spus, băi, porchești. Și l-au tăiat și așa avea pe sub blan, avea... Această slănină vine de la porc. Ei, dacă iei slănina în sine și zici, doamne, o mănânc și asta e una, dar dacă iei de unde vine și după aceea cum a apărut porcul și cum e starea asta de domestici. Da, adică te duci în a gândi. Acum, atenție, nu mănânc slănină și mă gândesc de unde e, nu chiar la asta înseamnă că ești bolnav. Nu, în sensul că în momentul de singurătate, în camera de la hotel, sau singur în casa ta, cu televizorul stins sau pe mute, cu lumina așa mai dimmer, difuză, da, pur și simplu lași să pătrundă gândușii cât ai tu, câte cunoștințe ai tu, cu alea judecă situația respectivă și o să rămâi surprins cât de complexă devine situația aia și cum te duci către you are going to the next step. Next step means next level. N-aș putea să spun că te duci pe un nou nivel, dar deja devii, să zicem, puțin mai mult decât erai înainte, dacă erai simplu, devii puțin mai mult decât simplu. Acum, atenție mare, oamenii care gândesc se pot duce într-o zonă periculoasă și anume devin oameni care gândesc. Oamenii care gândesc ce să fie oameni care se pot controla. Oamenii care se pot controla, aici s-a terminat. Gagică tare, mașină bela și dăvă tare și am casă mare și fac ce vreau și mă doare întreb. Cu ce considerați că merge rima? Și atunci un gen de muzică care se referă la instinctele primitive și cele mai ușor de atins. Instinctele primitive sunt cei cinci cai pe care noi îi avem să numesc simțurile. Miros, gust, văz, pipăit, auz. Cinci cai, care sunt cai sălbatici. Hai, lasă-mă. Păi, și tu ce faci? Tu trebuie să îi îmblânzești. Că altfel trăiești din simțuri. Tu ce faci? Mănânc, dacă nu mănânc, te rup, te drăgă un pumn din jos, iau cărămida, spargă, zice, am luat cârnaț din vitrină. Bun. Acum, pleacă, băi, de ce? Vine salvarea, trebuie să te dai deoparte. Pom, dai toate mașinile, le lovești, de ce? Păi, vine pe altă stradă. Deci, practic, mă rog, eu sunt exagerat acum. În general,
Îmi place exagerarea ca să ajung unde vreau eu. Eu vreau să știu, apropo de singurătate din cameră... Deci dacă îmi pui niște întrebări, poți să afli niște răspunsuri astăzi. Da, da. Eu spun și celor de pe Facebook pe care i-am... Întrebați-mă, fără frică, oamenilor din anturajul meu, întrebați-mă, fără frică. Eram la un moment dat, acum niște ani de zile în urmă, le-am spus, știu niște lucruri. Nu o să vă pot spune ce boală aveți pentru că nu-mi permit. Am înțeles. Știu niște lucruri. Pot să vă fac niște recomandări ca să mai extindeți starea de bine. Este imposibil să nu știi anumite lucruri odată ce tu, mai mult decât un om obișnuit, mai mult decât mine, mai mult decât toți de aici, mai mult decât multă lume, tu practic ai strâmbătut... Pasiunea mea este să n-am nicio pasiune. Ai strâmbătut continente, ai cunoscut mii de oameni, ca atare... E ca și când se întreabă întrebarea unui trib. De ce avem nevoie de bătrâni în trib? Pentru că ei știu și au trecut prin viață și au trecut anumite lucruri. Da, da, da. De ce avem nevoie de bătrâni în trib? Băi, ia, cheamă-l pe... Cum îl cheamă? Nu știu. Băi, cum îl cheamă? Nu știu. Voi sunteți prea tineri. Cum îl cheamă? Nu știu. Băi, cum îl cheamă? Nu știu. Bă, ăsta e al nostru, că nu știe nimeni cum îl cheamă, că e dinaintea tuturor și tot aici, da, acolo. Da. Băi, da, ia vezi, mișcă? Și dumneavoastră, n-am mai mișcat de vreo câte. O fi copac, mă. Nu, e ăla care este... E lipit de copac. O fi coaja, mă, ia vezi, arată ca o coajă. Hai să vedem. Și vine moșul și zice, băi, acum avem nevoie de sfatul lui, că suntem invadați. Da, ia, adun. Ăsta tușește praf? Atât ai de bătrân. Am înțeles. Am auzit. Da. Dacă ar fi fost un alt bătrân, ar fi spus, ați înțeles mesajul? Dincolo de chestia, eu te înțeleg că vrei să dai și ești, ai capacitatea de a da sfaturi celor pe care îi întâlnești pe Facebook. Un moment, eu nu dau sfaturi. Recomandări? Nu. Ai zis adinor că dai recomandări. Recomand, dar cum să spun, nu, la modul că nu sunt, nu vă luați după mine. Cine a făcut, să asiți bine. Au fost oameni care au venit la mine și mi-au spus și după un an, doi, mi-au spus... Ai avut dreptate. Doctor, am ajuns la doctor și mi-a zis doctorul... Exact așa, din ce mi-ați spus dumneavoastră. Nu, i-am spus altceva. Poate doctorul nu are timp. Poate stai prea puțin la doctor. Și ca să mergi în fiecare zi la doctor, ca să afli de fapt ce ai, ia timp. Și atunci, el n-are timp, care o mulțime de pacienți. Veniți la spectacolul Buricul Pământului ca să vedeți subiectul despre doctori. E haios. Buricul Pământului se va întâmpla când? Se întâmplă când găsim buricul. e mereu, numai că trebuie să nimerești în locul unde este. Un lucru pe care vreau să spun din prima clipă în care am văzut eu cu un afiș cu Duroc TV Antumitru. Dacă eu mi-aduc aminte de gleznele de râmă și acum mai spun că îi fac glezne de râmă, ce să stea? Nu, era un titlu de afiș, nu cred. Ba da, era un titlu de glezne de râmă. Da, dar este și haios pentru că... Glezne de râmă. Îl pui pe om pe gânduri efectiv. Chiar se gândești la gleznă, da, și la râmă, da, în sine. Dacă te gândești, râma este un picior. Mai moale, dar... un întreg da, picior. Da. La un moment dat, Tatulici a venit cu o chestie extraordinară într-o emisiune și a zis, sunt sătul de toate afișele care sunt lipite, toate inepțiile. Auzi. Am avut un titlu, mi-a plăcut foarte tare și l-am pus adevărat dur, dar sunt momente când anumite titluri trebuie să-ți sară în ochi. Absolut, zim care? Supozitoare cu trotil. Așa, trotil, mi-aduc aminte. Și el a zis, cum poți să faci așa? Hei! Este artă, că vrei sau nu vrei să înțelegi. Prin mine trece spirit artistic. Ai spus la Tatulici. Don't interfere with the universe. S-a terminat. Nu i-a spus niciodată. Nu i-a spus niciodată. Cum să-i spui? El a avut puterea prin camere să vorbească cu o țară întreagă, cu o lume întreagă și eu n-am avut nicio putere. Am înțeles ce zici. Deci, noi în ziua de astăzi abuzăm. Abuzăm că avem permisiunea să intrăm pe Facebook.
Abuzăm că avem permisiunea să intrăm pe TikTok. Abuzăm și aceste abuzuri sunt pe bază de mizerii verbale. Noi suntem într-o latrină verbală. Doamne, sărace de noi, cât a lucrat omenirea să facă limba frumoasă. Ia câte că italienii mai nou amendează dacă ai cuvinte în limba engleză în vocabular. Te amendează și să amenzi mari. De ce? Pentru că țin la limba lor. E normal așa? Normal că e normal așa, că frumusețea limbii române, știi, am avut semne. Noi nu le vedem. Zice, limba moldovenească nu e limba română. Hei, un semn. Nu te pune pe gânduri? Cum adică limba moldovenească nu e limba curată românească? Am înțeles. Pentru că și au încercat la rândul lor să o schimbe. Rușii au încercat obligați să schimbe. Obligați, mă rog, și datorii, nu numai rușii, și austriecii, și care nu recunosc. Ei au venit cu OMV-ul ca să mai bage până... Dar, deci, sunt mulți care au influențat, dar limba română este făcută de niște oameni care cu asta s-au ocupat. S-au ocupat de limba română, să fie frumoasă, să nu spui, sună mai bine în limba engleză. Corect. Pentru că e limba lui Shakespeare și el e plin de sensuri. Și a lui Keats. Și atunci, haideți să facem în așa fel încât să facem limba română cât mai simplă, dacă se poate, numai în jurături, că până la urmă, da, nu e chiar așa. Când ai plecat în 1991 din țară, ce așteptări ai fi avut? Ce vrei tu, de fapt, să se întâmple? Când eu am plecat pentru că doream să mă dezvolt. Nu mai aveam corespondent. Pentru dezvoltare. Da, eu n-am mai avut corespondent. Și am riscat foarte mult pentru că am mers pe emigrare. Și tu aici și am acceptat asta, adică, tu aveai aici toate legăturile făcute. Wow! Legături? Nu puteam să merg pe stradă, era nebunie. Chiar mi-a și spus cineva la un moment dat, zice, domnule, dar asta chiar, deci eu am plecat în 91, dar în 1990, după 1992, ba nu, e corect spus că în 1990 am apărut la Titus Munteanu în direct la o emisiune, a fost de varietăți. Mai țin minte cum se numeam? Peste noapte, nu. Ea a fost o emisiune de varietăți, prima în direct. Și a și spus Titus, Dumnezeu să-l odihnească, un om deosebit, absolut special. Normal că-l cunoaștem. Și i-a spus așa, Titus, dacă nu e în direct, nu intru. Și eram în holul de la radio, casa radio, și m-am uitat la... Mă uitam la televizor și era în direct. Și am văzut. Și a zis, și acum o să vă prezentăm pe cineva. E în direct și eram eu și am pregătit și așa am intrat. Altfel nu intram, a spus, nu intru decât în direct. Altfel nu mă interesează altfel de emisiune. Intru în direct și ce se întâmplă, se întâmplă. Am deci înțeles. Zic, asta e, nu mă interesează. Dubla 1. Dubla 1, da. Dubla 6. Dubla 6 odată. Da, dubla 6 odată. Și chiar au început să-mi placă emisiunile în direct. Chiar, sincer, îmi plac emisiunile în direct. Sau în regim de direct, hai să o punem așa. În regim de direct. Că după aceea vin ăștia care farfecă. Asta e ideea. Asta vreau și eu să fac. Adică asta simt că trebuie să se întâmple. Pe asta înseamnă și să nu tai nimic, pentru exact. Că devii, ții cu cineva. Da, cu cine ții? Practic cu cine ții. Da, corect. Și te duci în... acum o să spun o chestie mai delicată. Și te duci către... către... mai bine tac, că de multe ori zice că mai bine să stă singura. Am avut un exemplu mai violent, așa, adică v-ar violenta urechile. Dar să zicem că mergi către cineva care... Către anumite gusturi, către o anumită formă de exprimare. Cineva care nu este plăcut de alții, dar ție te duci către el, că îți place. Și atunci concluziile tale sunt și oarecum tangente cu acel cineva, dar lumea te judecă știind că te-ai asociat. Atenție! Lumea te judecă știind că te-ai asociat. Acum în lume este un conflict. Țineți minte cuvintele mele. Obligatoriu să vor crea asocieri. Se creează. Și disocieri. Deja sunt create. Dar în mijlocul tuturor hotărârilor făcute, pecetluite și semnate, apar altele. Care a fost cel mai important? Fiți foarte atenți, pentru că va trebui la un moment dat, tu ca om, să iei o decizie.
Dar decizia nu poți să o iei decât în momentul în care poți să te controlezi tu pe tine. Dacă pot să mă controlez, atunci pot să iau o decizie. Dacă eu, mie îmi sar mințile la orice chestie, la orice cuvânt, corect, atunci eu nu pot să fiu bun de lider. Categoric adevărat, nu pot să adevărat. Fiu bun de lider și ar trebui adevărat. Eu să mă retrag, să am bunul simț. Dar ce bun simț dar dacă noi distrugem limba română? Și, atunci, și liderilor da. Li se mai permite să... După părerea mea, liderilor nu ar trebui să li se permită nimic pentru că ei trebuie să-și facă corecțiile lor, pentru că este autocorecție eu ca persoană, autocorecție eu ca profesie, autocorecție eu ca lider. Adevărat, dar totuși sunt oameni, Doru. Adică, până la urmă, revenim la matca acestui cuvânt, errare humanum est. Sunt de acord cu ce spui, numai că, din nefericire, este o minciună, adică este un adevăr folosit special ca să poată să decoperteze ceva. Sunt și eu om, până la urmă! Taie cap. Deci, înțeleg, cum să vă spun, tot ce s-a întâmplat în omenire, dezastrele omenirii au fost umane. Adevărat. Oameni au murit, oameni au suferit. Care au fost cele mai importante, nu știu, un punct pe care, două, trei, pe care le simți tu că au fost importante pentru acea dezvoltare de care ziceai tu? Deci, practic, tu ai plecat cu niște speranță. Curiozitatea. Păi da, dar curiozitatea care s-a adăpat de unde? E vorba de America? E vorba de Canada? Te referi strict la plecat? Da, da, da. La 91. Deci, practic, în 91 ai plecat cu niște gânduri care, cum să spun, erau pline de semne de întrebare. În primul rând, am fost foarte încăpățânat. Am spus că dacă ajung acolo, voi respira în engleză, clar. Și ajungând acolo, respiri engleză, că n-ai ce să faci. Adevărat. După aceea e felul lor de a fi... Eu, la un moment dat vorbești frumos despre ceva și tot vorbești frumos și la un moment dat cel din față zice, băi, stai, hai să ne întoarcem la... Asta mi-a dat ce aminte de o glumă în vechiul regim, în regimul comunist. Au fost trimiși doi spioni în America. Așa. Ca să afle, să stea, să cunoască, să vină în România și să spună poporului român halul care trăiește și societatea putredă și nenorocită din America. Marea Adunare Națională, tovarășul... Să vorbească. După ce stai cu... Să vorbească tovarășul. Are cuvântul să ne spună America s-a întors din America, în momentul în care spunea s-a întors din America, reacția tuturor era clară, învățată dinainte. Adică America. Corect. Și ăsta zice, tovarăși, am fost în America și am mers pe străzile lor noaptea ca să văd, era lumină peste tot, foarte multă lumină, cel puțin în Las Vegas era numai lumină și era, am intrat în magazine, erau magazine, dar chiar pline de toate, tot nu gândeam, era în casa, am fost, aveau aer condiționat, era cald și era rece, aveau tovarăș. Se pare că America nu ți-a făcut bine. Lasă-l pe tovarășul care este... Colegul cu care ai mers. Stai puțin, că ai dreptate. Hai să vedem ce spune tovarășul. Sunt foarte multe lumini, era și verdeață și zgârieia norii, Doamne, dacă îi vedeți, zgârieia norii, dacă îi vedeți, este ceva, Doamne, cum, și erau străzile alea care, și nu vezi groapă, nu vedeți, și la un moment dat, și tovarășe, întrebarea este simplă. Noi știm că America este pe marginea prăpastiei. Moare America sau nu moare, tovarășe? Dragi tovarăși, dragi președinte,
America moare, dar are o moarte așa de frumoasă. Da, ceea ce cam... Dar știi la cine m-ai făcut să mă gândesc? La Mircea Crișan. Mie mi-a plăcut foarte mult Mircea Crișan. A fost sucul nostru, da. Seva noastră, da. Înainte de 89. Da, păi a fost, el a fost de fapt Tănase la un moment dat, adică era de la Teatrul Tănase, teatru de revistă, făcut pe revistă și, după părerea mea, și un scria bine, adică da. scria. Ce să zic? Și ții minte foarte talentat. Dacă foarte mai ții minte poanta asta, cu siguranță o știi. Nana Moscuri. Și în Moscova râde, Moscori, Moscuri. Știi, era, făcea niște analogii doar ca să ne satisfacă nouă anumite așteptări. Da, știu. Da, Tănase avea niște reguli mai libertine. Întotdeauna a fost așa. Tănase, atunci, da. Pe vremea aia. Te duceai, te uitai și scurgeau balele, că nu puteai să spui. Și atunci eu căutam să introduc subtilități. Adică spuneam că în Gara de Nord că toată lumea alerga pe peron, era peron sub noroi. Ei gustau asta, pentru că nu puteai. Ei practic asta așteptau. Da, exact. Șopârlițele astea. Da, șopârlițe și astea cu cât mai meșteșugite erau, da. Mai prinse. În ziua de astăzi lumea nu mai prinde astea, pentru că ne-am învățat cu totul servit. Ceea ce este adevărat, și mă întorc la sănătate, pentru că facem legătură, există o legătură mult mai subtilă, mă întorc la sănătate, în momentul în care companiile, ce au zis acum, mulți dintre dumneavoastră, foarte mulți dintre dumneavoastră, o să audă pentru prima oară, dar trebuie să auziți. Există specialiști în companiile care produc mâncare, în orice companie, specialiști, experți care produc produse care să placă, să creeze dependență. Uh-huh. Cerealele, celebrele cereale, care nu sunt alea care sunt la moară din valțuri, sunt prelucrate, sunt crocante, sunt băgate și puțin dulce. Și în momentul în care a intrat în gură, sistemul se numește, ele sunt predigerate. Predigestea începe în gură, corect, digestia începe în gură, de la salivă și de la faptul că tu, mestecând, zdrobești structura tuturor celor elementelor care intră în gură, alimentelor care intră în gură. E bine, alimentul ăla e predigerat. Ce se întâmplă în gură? În gură n-are ce, dantura n-are ce să-i facă. Și atunci se transformă repede în pastă. De la ce? De la salivă. În momentul în care eu am mâncat un aliment predigerat, nu mai are logică să-l digere. Deci organismul nostru are multă logică, foarte multă, e foarte deștept. Și atunci spune, domnule, nu mai. Și atunci ocolește. În momentul în care ocolește, face un bypass. În momentul în care ocolește, schimbă metabolismul. Pancreasul spune, păi eu nu trebuie să-i dau insulină. De ce? N-are nevoie. Să aveți impresia că insulina e așa un flacon. Băi, toarnă insulină. Nu, e... De când știi tu lucrurile astea? ultima dată când am văzut, în urmă cu 17 ani. Le studiam, dar nu le vorbeam. Am ajuns să le vorbesc datorită faptului că am început să stau pe ele, adică să le înțeleg, să pot să argumentez și ceva. Și tu poți în fiecare zi să-ți controlezi tot ceea ce faci? Nu. Eu sunt cel mai necontrolat. O zi. Numai că realizez. Și asta e un avantaj. Asta este un avantaj. În mod special, în ultimii 3 ani, asta m-a pus foarte tare pe gânduri. În ultimii 3 ani? Da, în ultimii 3 ani, adică în sensul că 2020, 2021, 2022. Iar toți anii ăștia... M-a pus pe gânduri pandemia, care mi s-a părut o chestie absolut inumană, tratată superficial și care trebuie obligatoriu. Trebuie luați toți, judecați. Ca să nu se mai întâmple. Da, pentru că următoarea generație o să spună, păi, părinții noștri nu au făcut nimic. N-au lăsat nicio concluzie nimic, corectă. Nimic, au lăsat să meargă așa și de acolo, în primul rând, primul lucru care a trebuit să facă în omenire, în momentul ăsta, acum, astăzi, ieri, este interzicerea laboratoarelor. Orice laborator este interzis, trec în ilegalitate și dacă l-ai prins, s-aruncă în aer, totul se face să studiază. Oameni buni, luați-o în serios, dacă scuzați-mi expresia, un rahat de virus COVID
a făcut ce a făcut. Imaginați-vă la un virus care îți dă sângele pe nas. Tu vrei să zici că acel COVID s-a făcut într-un laborator și de acolo a scăpat? Să zice că da, ei sunt curioși. Aha. Dar pe mine nu mă interesează curiozitatea ta. Am să înțeleg. Faci mie rău. Am curiozitatea ta. Fă-mi o sticlă cu apă care să nu emane nu știu ce prin plastic sau prin nu știu ce, care să-mi intre mie în corp. Să... Hai să găsim ceva, să curățăm oceanele. Hai să facem ceva da, pentru noi ca oameni. Noi vrem să schimbăm planeta, vrem să mergem pe Marte, vrem să mergem pe Lună, să facem... De ce? De ce? Chiar nu v-ați trezit că bogații, eu vreau să fac un că bogații de pe, sunt cei de pe care Luna. Stăpânesc. Da, da, da. Vreau să te întreb cum au fost primele tale spectacole acolo, într-o lume total nouă pentru tine. Am făcut un spectacol pentru... Inițial am spus, domnule, hai să merg partea... Eu n-aș știu că e greu. M-am dus și am făcut un spectacol pentru copii. Opa. Da, și datorită faptului că imit, pot să imit, aha, scot sunete și asta, și atunci am mers pe ideea asta, cu lupul, cu oaia, cu... Și ei strigau, nu știam engleza, și ei spuneau, Yoshu, Yoshu, am crezut că e un cuvânt, de fapt, după aia stai și uitându-mă la înregistrare, Yoshu, dezvise pantoful. Așa, și apoi mi-a rămas pantoful în urmă, și ei, Yoshu, pentru copiii sunt extraordinar de... Sincer și de direct. Da, și merg pe ce se întâmplă, dacă nu sunt copii obraznic. A fost o dată, m-a invitat cineva, nu spun numele, m-a invitat să fac clown de la circ, m-am dus îmbrăcat în clown și erau să-mi rupă buzunarele, erau s-au agățat de mine, efectiv, clown. Pentru că le plăceau de tine. Oare? Da, sigur păi că da. Rămâneam pielea goală, ceea ce le mai plăcea. Păi nu, că, da, nu. Păi, vreau să e o parte din tine, în modul da, care... Da, adevărat. Deci, practic, Neandertal, dacă îi place de ceva, îl mușcă. Corect. Sincer. Dar acum, Homo sapiens... Am sărit pe tine, nu? Dar Homo sapiens gândește. Că asta a spus Homo sapiens la Neandertal. Ai capul prea mare. Eu am capul mai mic, dar am creierul e mai mare evoluat, ca și da. Cubic decât al tău. Și atunci, automat, eu sunt mai evoluat decât tine. Vrei să-mi spui că faptul că și Neandertal a murit de rușine. Vrei să spui că ai făcut primele spectacole de copii pentru că ai avut instinct, iar noi doi după am dat 13 ani. Atenție mare! Canada! Atenție mare! S-a făcut cenzură. A venit o comisie să-mi vadă spectacolul de la început până la sfârșit. Și eu am spus, păi stați puțin, dar este freedom of speech, este, și a spus așa, domnule, în România, dumneavoastră sunteți doar Octavian Dumitru. Aici nu vă știe nimeni. România, faceți ce credeți și ce vreți, pentru că sunteți. Aici nu sunteți. Și atunci noi vrem să știm ce material se duce de la gurița lumea tale către copii, că-s copiii noștri. Am înțeles. Protejare extremă. Da, și interes. Corect. Interes. Interesant. Mai există comisia asta în Canada? Acum? Dacă nu te cunoaște și te duci la copii și nu te... Normal că o să vrea să vadă ce... Comisia asta nu există nici acum în România. Nu se există. Deci, practic, fii atent aici, ca să înțelegi. Fosta cenzură te ajuta să te dezvolți, aia e culmea. În interior, corect. Să scăsești noi cuvinte, metafore și mai departe. Dar cum reușesc să ies? Exact. După 13 ani, după ce ai plecat în 91, noi doi ne întâlneam într-un context. Ue! Noi de fapt trebuie să ajungem chestia asta în 6 minute. Și am vorbit tot. Deci, ăsta este contextul pe care... Ăsta l-am găsit sus. Robin Hood. Pentru mine, întâlnirea cu Doru Octavian Dumitru... Ce show a fost! A fost un fel de întâlnirea cu o bombă atomică. Tu ai mai lucrat cu circul? Nu, a fost singura dată. Prima oară? Da. Deci 2000 de sufletele acolo le-ai văzut pentru prima oară? Da. Vai, ce senzație am avut! Mi-au dat lacrimile când am auzit glășcioarele lor... 2000 de sufletele. Mamă, ce era acolo. Îmi era dor și de băiat. Și la mine a fost o reacție mai... Da, tu ai știut foarte clar. Pentru că tu mi-ai spus într-un interviu și o să-ți arăt imediat. Deci afișul ăsta, fiecare dată mă uitam la el. Deci au fost zile întregi când mă uitam la el și mă gândeam, unde este acum Doru? Că numai acum îl înțeleg eu. Adică pe tine omul, știi cum e? Exact cum e și viața. Dar ce am făcut? Tu vii
cu un portbagaj plin de informații. Deci eu cred că în capul tău, mie îmi plăcea să spun în interviuri că în capul meu făceam o metaforă și un fel de comparație, ziceam că în capul meu ideile vin ca trenurile în gara de nord și nu știi care... E, la tine, trenuri, ca particulele de aer. Eu cred că la tine respiri, sunt mai multe gări în care trenurile sunt uite așa. Deci în momentul în care există o chestie care ei n-au... Pe partea chimică, fizică. Nu. N-au știut-o. Și cineva care a vrut să facă odată rău, că așa faci rău unui artist, comedian, înainte să urc pe scenă, eram la un bar, a venit înainte și mi-a spus cineva care era spectacol, un bar de mare valoare, abia spus așa: scumpul meu, ce se întâmplă cu tine? Nu mai ești la care erai. Asta înainte să intri în spectacol. Înainte să intri, de regulă când faci asta, așa să spune, intri și spui: dar ce-i cu tine? E ceva s-a întâmplat? Mi se pare că parcă ai așa... E ceva care... Și gata. E o eczemă sau ceva? ți-a stricat intrarea. Adică tot numărul, că mintea are o chestie. Chiar în spectacol ăsta unde spun că sunt o mulțime de gânduri și la un moment dat apare un gând care toate vină și în jurul lui. Și ăsta e ceva nou. Așa se întâmplă în minte. Ei bine, el s-a dus și a luat o sondă din aia de suc cu alcool și a pus un pai și s-a dus la bar. Să te vadă. Să vadă scena. Mm. Stătea relaxat să vadă cum se duce dorul. Și în mine efectul este invers. Și o să vă spun, ambiționează. Nu că mă ambiționează, devin fiară. Să treci peste impedimentul pe care tocmai ți l-a creat. Absolut deloc. Nu. Devin fiară. Nu știu cum. Cineva vrea să strice feng shui-ul. Deci gândiți-vă la un lucru. Apariția mea în București, la Sala Sporturilor, a fost pe huiduieli și fluierături. Când asta? Când m-au prezentat prima oară. La Sala Sporturilor. Nu mai știu când. Așa. Ceva pe vremea pe atunci. Aia, că toți vreau Mirabela și eu eram între Mirabela și Dan Spătaru. Așa au gândit ei, să intru între Mirabela și Dan Spătaru. De ce nu m-au băgat la început? Nu putem să te băgăm la început. Mirabela, mă rog. Și am intrat eu. Când am intrat, nici nu mai curgea sângele. Eram rece. Eram lamă. Eram killing machine. Am și spus: o să mă vreți. O să mă vreți. Și n-o să... Ți-ai spus tu. Și n-o să mă intru. Dacă eu vorbesc. Da. O să vă rup în bucățele mici. Și am intrat. Și am început să spun. Ei au continuat. Deci eu am trăit astea. Am spus primele vorbe, aia din față le-au auzit, au început să râdă și au început să facă și s-a dus din față, gândiți, da. Sala Sporturilor era toată plină, nu era numai pe el, tot, și toți și au început să râdă. Și au râs și finalul a fost, am ieșit, Doru. Deci era Johnny Dumitrescu, Dumnezeu să-l odihnească, care zice: haide Doru, că te strigă lumea. Și dacă mă strigă, ce? Am înțeles. Payback. Nu m-au plăcut. N-a fost payback. Că nu. Să lasă să te dorească atunci. Niciodată nu plătești publicului. Publicul e peste tine. Publicul e motivul pentru care tu ești acolo. Publicul este motivul pentru care ai tu pasiunea asta enormă. Că pasiunea asta n-ai împărtășit-o cu ei dacă ei nu te-ar accepta, dacă ei nu te-ar place. Nu m-au știut. Dar... Am înțeles. I-am lăsat să devină ei conștienți că mă vor pe bune. Și au durat câteva minute. Că eu am spus: prezintă pe Dan Spătaru. Prezintă pe Dan Spătaru. Deci eu am plecat. Eu sunt cel care am plecat de pe scenă. La Neptun, când era un tip care avea săracul și un handicap și cânta la chitară și asta, și toată lumea a ieșit pe scenă. Nu spun că a avut bisuri. Și făcea poze cu el pe scenă. După care m-a prezentat pe mine. Le-am și spus: dacă mă mai prezentați după el. Și așa, nu-mi place oricum. Dar când am intrat, n-am putut să mă abțin. Și a spus: și când mă gândesc că intram după Dan Spătaru. Au început să mă huiduie. Neandertal.
Dar dacă nu sunteți neandertal, dacă sunteți neam de maimuțe, dacă de fapt în România se mulțesc cimpanzeii și noi nu știm. Eu am văzut cimpanzei la un spectacol cu Guță. Oh, yeah. Era sala plină de cimpanzei. După mine urma Guță. Ei nu m-au vrut pe mine. Să mă asculte? Ce e să mă asculte? Atenție mare! Că nu poți să asculți, ai o problemă mentală. Nu poți să asculți. Îngrijorează-te. Nu poți să asculți. Ce-i ceri copilului tău? Să asculte? Ok. Mă rog, ideea este că am mai avut din astea. Dar atunci când barul ăla, clubul, s-au ridicat în picioare și au început să strige Doru, Doru, la club. Nu, unde ai auzit? La club? Să se ridice lumea în picioare și să strige numele lui ăla. Că până și patronul clubului a venit și a zis așa ceva n-am văzut. Da. Și atunci mi-a fixat prețul. Ăsta e prețul, mai mult nu pot să-ți dau. Dar ăsta e prețul. Și crede-mă că îți dau mai mult decât dau la toți. Dar mai mult, dar nu poți să-mi spui cine ți-a zis atunci. Doru, nu arăți bine. Nu pot. Da, okay. Nu pentru că îl respect, ci nu. Vreau să te întreb o chestie. Asta e o mare slăbiciune a mea. Pe toată lumea care urcă pe scenă, indiferent cum sunt categoriziți, mi-s dragi că împart cu mine unele altele. Podeaua asta care numai ea știe cât ține și cât poate să ducă. Și cortinile îmbibate cu atâtea vorbe și emoții și lacrimi și vai, și dezamăgiri, pentru că intri cu așteptări. Dar trebuie să n-ai așteptări. Fă-ți treaba, du-te prin ei. Alexandru Macedon, în lupta de la... Când s-a bătut cu Darius, cu 100 de călăreți s-a dus... Era taicăsul Filip al doilea, exista și s-a dus, s-a băgat între ei, s-a dus așa, în față s-a dus... 100 și da, erau depășiți numeric. 250 de mii în fața numeric, lor. El s-a dus prin atât la cap, că pentru că... Nu, el s-a dus printre ei. Așa știa, a gândit. Știa foarte clar că dacă l-o omoară pe Darius... Nu, asta a fost pasiunea lui. El s-a dus... Pentru că avea un scop. Scopul lui categoric, era dacă el tăia cap, atunci se pierdea și... Da, dar a mai avut... dincolo de deci nu spun finalul, spun așa, dincolo de această acțiune în sine, este o acțiune de motivare, pentru că toți au rămas din armata lui mască prima dată, macedonienii, iar armata din față au fost cei omite la rândul ei. N-au putut să ridice armele. A trecut prin ei ca nu prin unt. Nu, era... nici, cum, se duce nebunul în mijlocul nostru? Asta e chiar culmea. Și s-a dus cu 100 de călăreți. 100! Băi, lasă-o, mamă. Da, dacă te uiți de sus, noi am văzut după aceea un film, care, nu despre lupta asta e vorba, mai tânăr. Aici era deja, era rege. Dar înainte, când s-a dus, asta a fost prima lui acțiune, care toți au spus, omul nu-i sănătos. Da, sunt foarte... Ce se întâmplă? Asta e steaua. Am vorbit cu multă lume care e în domeniu și am spus așa, dragii mei, hai să vă spun ceva. Voi vedeți lumina, dar e lângă voi. Deci steaua este. Și pe măsură ce te deplasezi, deci nu te duci și te duci sub stea, nu. Steaua e aici și lumina e lângă tine. Nu e pe tine. Cine are lumina pe el, ăla așa e. Acceptați ideea că marea creație are o logică a ei. Am citit undeva că Dem Rădulescu vrea să te facă asistent. A vrut, da, mi-a propus. Mi-a propus. Și a rămas foarte uimit. Eram pe litoral. Mi-a zis, Gică, nu vrei să vii să fii asistentul meu la catedră? Și eu am zis, băi, eu sunt nimeni. Totdeauna m-am crezut nimeni și acum sunt un om care am atât de multe de învățat și mă uit la toți cu atâta respect și la voi mă uit. Știi, când eu devin eu normal, mă uit așa cu multă sfială la toți. Câte ca știți, un copil. Doamne, câte aveți. Eu nu am asta. Mie s-a întâmplat soția mea să râdă la numerele mele și la un moment dat eu să râd și să spun senzațional asta. Cine a făcut-o? Cine a scris-o? Și ea s-a uitat așa la mine, mi-a zis... Păi nu le-ai scris tu? Nu. Astea nu sunt ale mele. Nu.
Da, extra, senzațional, geniu, extra. Și aceea iarăși, și tot văzând că eu tot spun asta, a zis, măi, ia stai puțin, de ce spui tu nu? Și atunci am stat și m-am gândit că, de fapt, în tinerețea mea, eu am avut odată ocazia să văd un interviu cu Nichita Stănescu, aha, când a fost întrebat poezia dumneavoastră. Și el a zis, nu, nu e poezia mea. Nu, ăla îl cunoștea, reporterul, dar eu nu-l cunoșteam. Eu îl vedeam pe televizor și nu-l cunoșteam. Și a zis, nu-i poezia lui? Am avut așa o reacție. Mi-a rămas în minte chestia asta. Ca după aceea să o experimentez eu. Și atunci am realizat. Că atunci când faci... Da, tu mai mult decât altcineva, tu faci... Dragii mei, stol de vrăbii e pe gard. Te duci către ele. Au zburat. Intri în casă. Stol de vrăbii e pe gard. O să râdeți. Nu s-a aceleași. A? Da, a, da. Nu, un moment, un moment, n-am mâncat. Păi da, da, ăsta mai avem. Mai avem, mai avem, mai avem, dar n-am mâncat. Păi da, nu, uite ce, te rog frumos. Nu, n-am mâncat, lasă că să nu. Pe mine mă interesează de ce ești tu un fan al unui actor pe care nu l-am cunoscut doar în filme. Iar tu ești un om care e mult mai profund. Niște șervețele. Iartă-mă, îmi cer scuze, m-am pierdut. Nu știu, șervețele de astăzi, dacă aveți, că alea de ieri. De astăzi. Am respectat dorința și regulile. Nu cred așa ceva. Deci tu practic ai adus asta o nebunie formidabilă. Tu ai făcut, fasolea am făcut-o eu și fiica mea. Ăsta e ciolanul. Avem și ardei murat. Ăsta? Deci ăsta este una dintre chestiile românești. Se mănâncă cu salată. Cu salată? Atât. Păi de-aia l-am separat. Că nu se mănâncă cu fasolea, am învățat. Nu. Fasole cu ciolan. Dar poți să mănânci fasolea. Da. Cum? Cum? Cu salată. Cu salată de ce? De varză? Cu salată de varză, cu salată de crudități. Ah, și știam că trebuie să aducem alea. Da, nu, și... nu, asta vă spun ca să știți. Clar. Că cel care intră în tratamentul meu, după 3 săptămâni, vede. În primul rând că în 3 luni de zile te faci jumate, îmi pare rău. Te vei speria. Nu mă sperii decât trebuie să după aceea să plătesc pentru haine, pentru că acum le-am numai... N-are rost. Corect. Adică? Ciolanul, cu toate spusele tale, este excepția pe care trebuie să o faci. Îl mănânc separat, da. Adevărat. Da, tu... Tu acum faci un exces de proteină. Organismul tău, care este mult mai deștept decât ce crezi tu că ești, foarte deștept, pentru că e perfect și care este responsabil de tine. În momentul în care tu o să vrei să mori, el nu o să te lase, pentru că nu e momentul. Dacă tu îți privea să mor, nu. Nu e momentul. Apropo de mâncare, atunci când ai fost în... Organismul tău bagă sub preș. Atunci când ai fost în Canada, ți-a fost dor de mâncare românească? S-a întâmplat vreodată să zic, băi... Sunteți atenți? Aș vrea să... Să am grijă ce vorbesc. Aș vrea să mănânc... După părerea mea, bucătăria românească este o bucătărie jale. Jale? Ceea ce vezi și sănătate, da. Asta e adevărat. Eu, dacă intri într-o bucătărie românească și dacă mănânci românește, atunci cu siguranță ești pregătit pentru... Nu, da, dezvolți o mulțime de... E de-aia, numai când vii tu mănâncă așa. Gata, de singura mea masă pe an. O dată la 10 ani mănânc. Eram la Robin Hood and Company la Circul Globus. Da, stai că te... Și la un moment dat, Andrea, el era exuberant așa și îi spun, măi Horea, uite despre ce este vorba. Tu vrei să fii comedian, dar hai să-ți explic ceva. Asta e o meserie. Tu ești foarte bun ca entertainer, nu știu dacă mai ții minte. Și nu i-a căzut bine. Da, dar noi nu știam să preiau asemenea informații. Da, și da, exact. Dar eu am spus-o sincer și am spus la modul că, domne, m-am uitat așa la el, a avut așa o față de om care era dezamăgit, adică nu s-a așteptat. Băi, eu care mă uitam la Doru într-un fel, uite acum, uite ce a fost ăsta în stare să spună, dar eu n-am spus nici ca să-l potolești, nici ca să-l jignesc, nici ca să... Spusesem pentru că există meseria de comedian, da, care, cum să zic, dacă, de exemplu, cineva lângă mine vine și se maimuțărește, culmea, lumea spune despre mine că mă maimuțăresc, dar eu dacă văd pe unul care spune glume și aia e maimuțăreală,
E altă mai muțărea decât înțelege lumea. Am înțeles. Mai muțărea profesor. Eu spun, băi, asta să mai muțărește, la mine înseamnă ceva. Dar la el nu înseamnă nimic. Am adică înțeles, nu e conectat, nu nimic, să prostește. Asta se numește plezneală. Asta la plezneală, corect. Poți să treci prin. Îți face ție plăcere. Lumea imediat le ia și le mănâncă. Vezi manelele. Manelele sunt extraordinar de plăcute datorită faptului că merg pe simplu. Totul e foarte simplu. Mama mea, care a stat la pat, tatăl meu, care venea beat acasă și o bătea. Deci astea sunt lucruri care ei, oamenii simpli, au trecut prin ele. Sale lor. Frate meu, îl mare la pușcărie și normal ar trebui să nu asculți piesa aia, dar tu zici, băi, stai puțin, că uite, știu că avem o familie în cartier care era... Da, dar eu m-am ridicat și m-aș adevărat, am șmanglit și asta. Băi, nu poți să spui într-un cântec că ai șmanglit. Ar trebui să fie poliție cu cântecul ăla. Cine ascultă cântecul ăla? Bă, e și poliția la ușă. Dar de ce ați venit? Păi, când e cântecul, sunt drepturile de autor și venim ca să luăm autorul. Și atunci despre asta e vorba. Nu știu. Să știți că asta e fasole, adevărat. Eu vreau să te uiți la o chestie. Am găsit-o undeva pe internet. Nu este pe YouTube, că am căutat-o și acolo. Și am găsit asta. Mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Ceea ce spui tu s-a întâmplat. Hey. Practic tu ai spus pentru 2004, pentru că atunci s-a întâmplat asta. Noi împreună am făcut 30 de spectacole la Circul de Stat. Wow. 30 de spectacole în care nu se mai pot reface. De ce? Pentru că de atunci s-au mai dat anumite legi, nu mai trebuie să primești niște animale înăuntru, nu e vorba de noi, nu mai trebuie să primești animale pe arena circului. Deci de noi e vorba. Deci de noi e vorba. Când nu o să primi intra, da. Les animaux sau frontier. Da. Și în momentul de față vreau să-ți aduci aminte de ce se întâmpla atunci. Tu erai șeriful din Nottingham, eu eram Robin Hood. Și aici făceai pe Dark Vader, da, cu toate... Da, eu făceam ce venea... Exact, ce venea ce e Brândușa Nova, care de fiecare dată... Brândușa, o excepțională regizoare. Dar cum ne-a pus pe toți și acolo? Și producător. Da, adevărat, adevărat. Așa a simțit ea. Eu am mare credere în ea. Ea a știut efectiv cum să procedeze acolo. Chiar a știut cum să procedeze. Inițial eu am fost un rebel și eram contra ei. Mi-aduc aminte că stăteam până târziu și mă certam cu ea de la că scrisesem oarecum împreună scenariul, că eu așa am și spus, zic, nu vreau să joc în ceva ce scrie altul. După aceea a fost Ocolul Pământului în balon. Care... Așa, Ocolul Pământului în balon. Doamne, când era făcuseră special și mergeam cu balonul pe un cerc. Dar la un moment dat, în capăt, dacă mergeam prea mult, că ei mi-au spus, atenție, domnul Doru, că în capăt poate să scape de pe șină și să cadă balonul. Și eram în balon și eram la cât era, la vreo 15 metri. O cădere la vreo 15 metri, da. Da, ideea este că alături de noi au jucat Anca Sigartău și Magda Catone. Da, Anca Sigartău era Miriam, cum ar veni, viitoare iubită lui Robin Hood, și avea o dădacă Magda Catone. Dar fiți atenți, într-o zi, Horia Brenciu nu poate să vină. Era spectacol de dimineață. Ora... Ora 10. 10, ora 10. Da, 10. Și Horia Brenciu nu poate să vină. Anunță în ultimul moment, nu pot să vin. Sala plină. 2000 de copii. Toți pregătiți. Animalele în emoții. Da. Și, avea emoții. Și, da. Cămila clănțănea din dinți de auzea elefantul. Și la un moment dat ei spun, domnule, va trebui să le spunem să... Au chemat autobuzele ca să vină să ia, să ducă pe copii înapoi la școală, că nu se ține spectacolul. Și eu vin cu o idee și spun, măi, dar dacă am jucat fără Horia Brenciu spectacolul ăsta, a fost, deci, singura întâmplare din viața mea. Din nou vin și vă spun, Alexandru Macedon. Deci, efectiv. Am luat-o înainte fără să-mi pese, fără să mă gândesc. Deci, practic, meseria care e imprentată în tine te împinge. La risc. Ea știe. Tu nu știi. Și tu te duci fără să gândești. Să spui, măi, dar poate să poate întâmpla ceva contra mea. Sau... Nu. Poți să-ți riști cariera. Asta faci, de fapt. Da. Riști cariera. Și a spus, jucă spectacolul. Și i-a spus, domnule, cum să jucă spectacolul? Nu se poate să jucă spectacolul. Fiți atenți. Facem așa. Eu știu rolul lui Horia.
Și sunt eu Robin Hood și șeriful din Nottingham, care avea pe cap, nu, i-am zis, îi punem pe cap un helmet, un coif de la, exact așa cum erau, da, că avea, și el doar gesticulează. Eu vorbesc și pentru el. Și mi-a schimbat doar vocea și aveam voce. Și aveam... Asta cu asta. Alu șerifului. Vocea șerifului. Așa? Da, și era vocea lui... Deci sunt curios cum ai făcut vocea mea. Lui Robin Hood. Mă rog, vocea lui Horea am făcut-o de... Băi, simpatică. Dragii mei! În această seară eu sunt Robin Hood. Normal că era diferență, că șeriful era... N-a bănuit nimeni că Prostălău făcea două personaje. Și la un moment dat el, Horea, făcea niște chestii. Una din chestii era că se prindea cu... Și trebuia ridicat. Eu nu făcusem treaba asta. Ai trecut și tu prin asta! Nu pot să cred! Deci eu am luat tot ce a făcut el, care eu vizual știam, le-a făcut practic. Și la un moment dat am prins aia și m-a prins de mână și m-a ridicat. Aleu! Era ceva nou! Eu nu eram în aer în spectacolul ăsta! Deci ideea este că te prindeai pe un picior pe o mână și te ridica un tip care trăgea așa, da. Un tambur deasupra... Nu, dar important e că nu mai aveai pământ sub picioare și tot nu mai aveai, nu mai aveai, nu mai aveai. Momente, adică, da. Și finalul venea, el așa termina, două fete care veneau și se așezau pe picioarele lui, că el stătea așa. Așa. La cracii lui care are mușchi și astea stăteau. La mine când am căzut cu el. Nu cred că aveai și tu mușchi. Nu. Fă chestia asta. Eu aveai destui mușchi. Da, am avut, dar nu aveam la mine ziua că nu m-am pregătit că joc două roluri, adică eram pe mușchi. Eu am crezut că sunt Robin Hood, dar mușchii se duseze la șeriful din Nottingham. Da. Și ei s-au amuzat, au spus: "Horea poate." Chiar fetele mi-au spus: "Horea poate. Stați lângă mine." Genial. Acum ce se întâmplă, mă rog, că nu știi, așa, noi avem o vorbă, ce să taie, nu să fluieră. Dar, pe de altă parte, când faci ceva, nu considera o greșeală. Lumea nu știe. Poate să fie o improvizație. Deci ei s-o ia drept improvizație. Oh, asta a fost o improvizație. Da, a fost o improvizație. Dacă cineva acum în București ar zice: "Alo, bună ziua, domnul Octavian Dumitru, veniți la un spectacol pe care îl facem în genul celui pe care tocmai l-a povestit Robin Hood, ai mai accepta provocări de genul ăsta cu oameni pe care, atenție, cu mine nu te-ai mai întâlnit niciodată, ba, ne-am mai întâlnit de câteva ori pe niște platouri de televiziune, dar nu puteți zici: "Băi, fac un rol, fac 30 de spectacole cu un tip pe care nu prea-l cunosc." Ai mai accepta provocări de genul ăsta? Păi, ori a fost un ghimbe. Pentru că el se credea comedian. Mi-a fost foarte greu. Foarte greu. Pentru mine a fost foarte greu. Adică sunt ok, colaborez. Dar el se credea comedian. Eu știam diferența între entertainer și comedian. Entertainerul este cel care poate să facă față oricărei situații și care este un exuberant și umple totul cu veselia lui și cu zarva din el și cu improvizații spontane, e ceva așa. După aceea am aflat că Horea are voce. Mamă, ce surpriză a fost pentru mine, mi-a luat timp. Ok, fratele tău, înțeleg, dar mi-a luat timp să pun imaginea pe tine. Că eu am luat-o că... Nu, de pe mine ce mă interesa Horea vorbitorul. Am înțeles ce zici. Și zic, domne, de ce vrea să fac el chestia asta? N-ar fi mai bine să îl lase pe frate-su să facă treaba asta, că după aceea să rămân foarte surprins, plăcut de... Da, și... Deci el era entertainer și de aia el spune că în 2004 n-a înțeles. După aceea a înțeles că a avut nevoie de... Exact, de timp. În cazul ăsta, mie mi-a fost... Eu am luptat cu el. El nu știa. Și aveam momente când eram... Am înțeles. Adică eu făceam improvizații și în mintea mea era un Horea care făcea unde îl duceam eu. Am înțeles. Dar el, nefiind comedian... Nu știam unde mă duci tu. Exact. Am înțeles. Și nu, el nu se juca. El mergea cu cunoștințele lui. Ca să înțelegeți ce spun, eram pe litoral la Șatra, așa îi spunea, Șatra, în satul de vacanță, era în 1990. Și făceam un personaj.
la un la localul ăla, la Șatra, seara. Era nebunie, ce era, râdea lumea. Era... Și la un moment dat, în public, era o fetiță care părinții, pe semne că au încurajat-o să se ducă pe scenă. Și a venit pe scenă și eu am făcut un număr cu fetița, improvizat, care i-a tăvălit pe aia. Le-a plăcut la nebunie. Mamă, ce a fost? S-a aruncat cu bani. N-a luat fetița bani. Și aia a fost în seara aia. Și am fost foarte încântat, ei m-au felicitat, domnule, a fost nebunie. Bun. După vreo câteva zile, atenție mare, vin părinții la show și trimit fetița. Mm. Și fetița vine pregătită. Ah. Ea a venit pregătită în alt segment. Ea n-a mai fost bună de lucru. Naturalețea adică, pe care pentru mine, bun de lucru înseamnă că nu știi nimic. Când tu nu știi nimic, ce pot eu să fac, este un vis. Când tu vii crispat și crezi că le știi pe toate și îmi dai replici gândite dinainte și care mă îngrădesc și mă... am avut, în seara aia am avut și o parte de... Deci cum să vă spun? Eu pot imediat să intru într-un țarc, care e țarcul meu. Nu ai voie să intri în țarcul ăla? Nici eu nu mai ies din țarcul ăla. Din nefericire, sau cum spun nemții, unfortunately, mă rog, asta e un cuvânt din Afganistan, da. Nu mai guști ce fac eu. Pentru că niște bucătării nu mă lași, e din bucătărie. Distincte ale comediei. Comediei fără îndoială. Și atenție, cei care fac comedie, nu cei care să fac că fac comedie. Atenție, deci sunt două lucruri diferite. Apropo de asta, tu... Acum, în 2023, ai de-a face cu o Românie plină ochi. Plină ochi de glume. Un cuvânt pe care vorba aia cu 10 ani îl foloseam, stand-up. Ăsta-i porc? Da, ăsta-i porc. Dai mă, dacă era oai... E bine ce se întâmplă acum în România, după părerea ta? E foarte bine. E foarte bine. 2005 al lor. Atenție, eu vorbesc acum cu cineva care eu am vorbit, făcea spectacole de comedie atunci când... S-a înțeles și a spus eu? Da, știu, am înțeles. Stand-up-ul nici nu se cunoștea ca și cuvânt, ca și expresie. Deci, practic, tu ești un tip care s-a dus în patria stand-up-ului, a cucerit lucrurile acolo și a învățat lucrurile de la mama lor. Nu știu dacă te-ai întâlnit cu vedetele pe care le aveai ca idoli, Whoopi Goldberg și așa mai departe. M-am întâlnit cu alții. Cu alții. Am avut ocazia să lucrez cu Russell Peters. Cu Russell Peters? Da. Dar printr-un prieten de-al lui, care era și prietenul meu. Și după aceea am stat și am luat informații despre Russell Peters și m-am gândit categoric, indianul canadian, da. O să spună, da mă, da, tu ai fost, ești acolo și o să, nu, exact, m-ar fi dorit neprelucrat, ca să spun așa. Că e, dacă observați, numai în comediile românești juca toată spuma comediei din România. Adică celelalte, la filme. În celelalte țări dezvoltate se alegea un personaj. Atât, un comedian. Am înțeles. Cuplu de comedieni. Ca să înțelegi ceva din filmul ăla. Haideți să vă spun ceva. Da, BD-urile sunt extraordinare, dar pentru mine, ca și comedian, sunt filme foarte grele pentru că sunt foarte mulți comici care îmi vine foarte greu să fiecare încearcă să... Să joace. Da. Să joace comedie. Ori în momentul în care, regula în comedie când ești pe partener este următorul. Eu sunt partenerul. El e comicul. Eu sunt prost. Dacă nu sunt prost, nu iese treaba. Eu sunt ăla care îl servesc ca el să umfle. Nu sunt două guri care umflă balonul, că nu se mai umflă balonul. E o singură gură. Iar exact idolul tău care este Norma Winston... Da, să mă mai multe de vorbit, dar vă dau așa Ăsta, practic,
omul ăsta era singur în rolurile. Norman mi-a plăcut foarte tare pentru că a scos copilul din mine, de fapt. Ăla eram eu, de fapt. Eu mă vedeam pe mine în filmele lui Norman. L-am văzut pe Norman prima oară la... când mergeam cu tata pe la Olănești, pe acolo, prin zona... La cinematograf. Da, el mergea să-și facă tratament. Și eu mergeam cu el că, pe semne că făcea și cu mine tratament, în sensul că mă îndopa. Că eu eram slab, slăbus. Și m-au cucerit filmele Norman. Pentru că aveau candoare spectaculoasă. Da, exact. Ăsta a fost el. Și la un moment dat am avut ocazia, din nou, să-l cunosc pe Norman. Nu cred! L-ai întâlnit pe Norman? Nu l-am întâlnit. Am avut ocazia să-l cunosc prin cineva, dar o englezoaică, care a ținut foarte mult la mine, la Florin Piersic și la Adrian Păunescu și la Adrian Daminescu. Extraordinar. Da, și a vrut foarte tare ca noi să fim uniți. A dorit foarte mult treaba asta ea. După un spectacol de la Iași, unde mi-a zis că am râs, mi-a mudat două batiste și și-a cumpărat o cutie suflată cu aur, făcută, mă rog, inscripționată cu aur, în care cu catifea înăuntru și a pus cele două batiste și îmi trimitea fotografii. Oh, uite batistele care am râs eu când te-am cunoscut cu pe tine. Cu ADN-ul placărilor. Da. Prin Adrian Daminescu, Adrian Daminescu fiind cel care pe mine m-a promovat în comedie. M-a luat efectiv de la vas lui și a zis, vii cu mine în București. Eram în turneu și a zis, vii cu mine în București. În ce an era asta? 86? 88, cred că era. 88? 88, 87. Adrian Daminescu ți-a spus, vino la București? Vii cu mine în București. Așa am mers la Huțu, la hotelul de la gară, care avea bar de noapte. Și de acolo am plecat la barul Melodii, din barul de noapte. După ce... Ai zis de Florin Piersic și ai făcut o alăturare foarte interesantă, la care mă gândeam eu înainte de a intra, de a ne întâlni. Tu ai fost pe aceeași scenă cu Florin Piersic? Am fost pe aceeași scenă cu Florin Piersic și am avut și o întâmplare nefericită. Dar asta nu înseamnă că îl respect mai puțin. Totdeauna l-am respectat și m-a inspirat foarte tare. Adică m-a inspirat în sensul că m-a fascinat poveștile. El are multe povești. La un moment dat, despre mine s-a vorbit că pe vremea 80-ii, că băiatul ăsta nu spune nimic pe scenă. Numai că asta o spunea Ileana Lucaciu, care era... Cel mai greu critic într-un magazin spusese asta. Băiatul ăsta nu spune nimic într-un și ziar. Lumea se tăvălește. Ah. Era la modul ovațional. Da, și îmi plăcea asta. Chiar îmi plăcea. Îmi plăcea să nu spun nimic. Adică mă ducea eram de acolo. Dar el era cu totul altceva. Adică m-am plecat de acasă. Am avut o casă care era lângă un râu. Era și o trecătoare, dar era o trecătoare blondă. Era îmbrăcată în niște blugi care o strângeau. Și o strângeau și o strângeau. Dar a spus, măi, nu mai strângeți, că nu, trebuie să merg și eu pe drumul ăsta. Și da, adică drumul ăsta era drumul și ăsta care, nu știu ce căuta pe drumul, dar era ăsta care nu-l cunoșteam, nici eu nu-l cunoșteam și nici celălalt. Eu nefiind acolo, pentru că eu eram în altă direcție când mă gândeam. Trecătoarea a trecut, bineînțeles, pe lângă o cabană, unde era cabana, cabanosul, că era cabana lui. El, cabanosul, ținea cabana și mă duceam dintr-una într alta și neobișnuită fiind cu chestia asta. Lumea nu era învățat. Nu, de Lucaciu. De asta a scris. Era un tip de glumă cu care efectiv nu era obișnuită. Criticii reacționează la ce sunt impresionați. Și ea a fost impresionată, pentru că m-a lăudat. A fost un articol... De fapt, ăsta e laudativ. Nu spune nimic, dar... A fost un articol întreg, nu? Am înțeles. Nu. Și după aceea au spus... gândiți-vă că eram în aproape de grei comediei românești. Și cum grei comediei, mă refer la cei care scriau comedie. Deci eu am fost aproape de Valentin Silvestru. Dumnezeu să-l odinească. De Damihescu. Dan Mihaescu mai puțin, el era pe teatru, dar oamenii ăștia făceau umor național, făceau umorul intelectual în mase,
se duceau, vorbeau cu masele, erau ședințe întregi, erau întâlniri. La un moment dat am spus după Valentin Silvestru, eram la Bacău, era tot așa o mică conferință cu comedieni, cu cei care scriau comedie, umoriști. Așa. Era pe vremea aia Urzica, era o revistă care... Celebră! De anumite foarte bună, nu? Cea mai bună, cea mai bună. Dar chiar râdea, adică era, chiar era super. Și oameni care scriau și erau foarte buni. Și eu mi-am dorit foarte mult să scriu comedie. Și de fapt eu am fost după aceea către comedie. M-a ajutat foarte mult Constantin Tănase citind. Am adus și am stat o săptămână în casa lui, la vas lui, acolo, și am muzeul ăla. Și să te inspire. Ei m-au plăcut și m-au lăsat. Mă rog, ideea este că atunci, la Bacău, la întâlnirea aceea, eu am spus ce ar fi dacă am ieșit cu comedie în afară. Să ieșim cu comedie în afara granițelor țării. Mi-aduc aminte că toți au râs și eu n-am știut de ce râd. Și pe aia mi-a spus Silvestru, zice, tu realizezi că așa ceva nu se poate, nu? Era comunism. Da, nu se putea ieși. Da, da, nu se putea ieși și mai ales cu comedie. Dar a fost prima oară când... S-a pus în plen chestia asta. Da, de către un amator. Adică gândiți-vă că eu am trecut de la amatorism, deci eram, câștigasem astea, unde mergeam, mă rog, ei chiar îmi și spune, erau care îmi spuneau împăratul. Vine împăratul? Da. S-a dus marele premiu. Și, în general, cum să vă spun, eu am o vorbă, be aware, I'm going to be in a fight. Și atunci trebuie să înțelegi că momentul în care urci pe scenă cu Dor Octavian Dumitru, asumă-ți. Va fi o luptă crâncenă. Și eu, nebunul de mine... Nu. Va fi o luptă crâncenă. Pentru că, în primul rând, nu dau spațiu nimănui. Deci, acum înțeleg eu ce s-a întâmplat în 2004. Pe măsură ce-mi spui... Dar nu... Deci fii atent aici. Acolo erau două lumi. Eu, care mă născusem undeva la televiziunea română cu 10 ani mai devreme. Și că era ok. Da, da. Entertainer. Eu nu știam... Și la un dat eu zic... L-am împărțit premii la astea, la tot, dar l-a dat replici. Era Horia încăpățânatul. Tu care făcusei spectacole, stai puțin, noi am fost amândoi la... Titus m-a luat la o emisiune la Național TV, Asul din mânecă. Și acum cred că am niște... Da. Și la un moment dat îmi zice, pe cine invităm primul ca să începem emisia? Titus zice, Doru. El mă plăcea. Erai preferatul lui. Da, și eu fără și doar și poate. Da, tu erai omul care... Eu nu cred... A văzut ceva la mine. Eu știu de doi oameni. Eu acum de 11 ani... Lui nu i-a plăcut când eu am intrat cu stand-up. A zis, Doru, mai mult îmi plăceau personajele. Aha. Așa mi-a zis. Am înțeles. Și i-a spus, da, știi, trebuie să merg pe partea asta pentru că și mie, și eu mă simt mai bine, pentru că pot să spun altfel de glume. Pot să mă așez altfel. Dar tu puteai să faci un mix între astea două. Eu fac show de comedie, deci ce fac eu nu este stand-up. Sunt bucăți de stand-up, adică sunt elemente de, mai corect spus, elemente de stand-up. Chiar cu tehnică de stand-up, dar eu văd comedia ca pe ceva complex, mai degrabă decât tu trebuie să înțelegi un lucru show de comedie. Oamenii... Ție îți place foarte mult show. Și înțelegi ce spun. Nu, fii atent aici. Înțelegi ce spun. Eu dacă tu... Nu mi-ai răspuns. Te înțeleg perfect. Te înțeleg perfect. Numai că vreau să spun un lucru. Eu, era literă de lege în România, în Bucureștiul ăsta, ca tu să vii să faci Sala Palatului. Da. Înainte de oamenii care se duc, me included, și eu inclus la Sala Palatului, tu erai, știi cum era împărțită Sala Palatului în anii 90 și 2000? Dom'le, la capitolul umor este Dor Octavian Dumitru și o adendă în, fii atent aici ce coincidență interesantă, și în decembrie vine Hrușcă. Și da, amândoi, da, dar, amândoi dar, veneați din același... Ștefan Bănică Junior... care el a rupt oarecum, a spart gheața la palat și pentru ceilalți, ca să spun așa, pentru care erau spectacole întâmplătoare. Eu veneam cu câte două, trei, șase săli odată, adică șase zile, una, două, trei zile. E adevărat lucrul ăsta. Într-adevăr, după Ștefan, după ce am venit eu... La el a fost o ambiție, hai să bat recordul lui Doru, 10 săli de palat cu... Dar și a fost ambiția de tine, de Ștefan și așa mai departe. Mă bucur. Și de Hrușcă. Mă bucur. De ce? Pentru că dacă nu existau chestia asta, nu ai... De Ștefan și Ștefan. Da, e important lucrul ăsta, pentru că eu am fost la spectacole tale. Eu am fost la spectacolul Tudor Gheorghe. Da, eu am fost la spectacolul Hrușcă. Și pe mine m-a inspirat foarte mult Tudor Gheorghe. Da, e o greșeală să spui că ești acum într-un loc și l-ai cucerit singur. Nu. În momentul în care te crezi singur, atunci ești singur. Corect. Și în momentul în care ești singur, nevăzând
rădăcinile, nu le dai importanță. Astea sunt și rădăcinile. Atunci ele nu te mai alimentează. Bravo, da. Pentru că tu le deconectezi sau disconectezi, cum vrei să spui. Deconectezi. Dar care au fost rădăcinile tale? Tu aveai focul ăsta interior. Eu știu și simt, asta a fost steaua ta. Tu, indiferent că te-a luat unul sau altul, tu ajungeai oricum în București, tu ajungeai oricum la sala. Dacă vreți, explicația mea mereu și mereu și mereu e una singură. Mm. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Eu deci nu am putut să fac nimic pentru că am făcut lucruri care nu am vrut să le fac. Cum așa? Eu n-am vrut să le fac. Ce n-ai vrut să faci? N-am vrut, de exemplu, să intru pe scenă. N-am vrut să tai. Gata, am spus. S-a terminat. Nu mai vreau să mai apar. Aici e finalul. Vezi, bă, că ai apărut. Nu știu de ce. Și atunci de ce te-ai călcat? De ce ai plecat în Canada? Nu știu. Ba, eu știu. De ce ai venit din Canada? Ba, eu știu. Nu știu. Nu, de ce te duci înapoi? Nu știu. De ce nu joci acolo? Că sunt oameni care gândesc absolut complet greșit. Că, dom'le, da, a fost ăsta și a cărat saci cu... Nu, sincer, n-am cărat saci. Sincer, n-am cărat saci. Într-adevăr, am lucrat în construcții, recunosc. Dar n-am avut ce să fac, în sensul că și la fabrică. N-am avut ce să fac. La un moment dat nu mai aveam ce să fac. Da, nu. Nu mai aveam ce să fac, adică în țară nu puteam să vin pentru că în țară sunt perioade când merg spectacolul. Da. Perioade când merg spectacolele. Cum vine aia? Păi da, că e o perioadă când nu merge spectacolul. Asta e. Care e aia? Păi, nu știu, nu. Și atunci artiștii români migrează să ducă în alte părți ca să poată să joace unde nu e atât soluție, ca aici. Da. Și pe aceea iarăși merg spectacole. E formidabil, asta s-a menținut până acum. Îți spun exact pe an când nu se face nimic. Este că pandemie, că nu e pandemie, îți spun exact pe an când nu se întâmplă nimica. Exact. De ce? Pentru că și ne-a intrat în sânge asta. Exact. Iar atunci tu spui într-o... liniștea românească. Exact. Iar dincolo există o gălăgie occidentală, capitalistă, americano-canadiano-pontică. Nu, hai să nu spunem gălăgie, pentru că să înțelegi greșit, activitate. Activitate, dacă vrea. Practic este viața continuă. Da. Nu întrerupe nimeni, pentru că nu poți să întrerupi. Poate undeva omul să simte obosit din nou. Iarăși ajungem într-o altă discuție. Tot ce am discutat noi astăzi... Mm. Până acum, sigur că o să mai discutăm 6 ore, dar până acum tot ce am vorbit poate fi luat separat și se poate discuta. Un moment. Nu-mi place să vorbesc degeaba. Indiferent ce credeți. Ia ceva care s-a vorbit astăzi să vezi cum se poate dezvolta. Ceva? Absolut! Simplu. Nu, acum. Nu, ca să vadă lumea, că nu spunem să poate... Nu. Ia ceva. Ia un subiect... Ia o chestie banală. Ia o chestie pe care spun cu o oră în urmă și să spun chiar acum. Cel mai mare dușman al nostru este mintea noastră. O oră în urmă. Deci asta mi se pare lucru formidabil. Îți dai seama că te dau înapoi ceasul? Da, dar nu. Dar o oră în urmă, asta înseamnă că suntem acum 2 săptămâni în urmă, că s-a schimbat ora. Da, e ok. Da. Cine este, așa am spus, adevărat. Este formidabil cum noi putem beneficiem de cea mai puternică armă și în același timp nu ne dăm seama de putere. Arma nu e mintea. Mintea este instrument. Arma este râsul. Arma este râsul care este cel care este singura armă pe care are omul ca să se apere împotriva tuturor nenorocirilor din jurul lui. N-a spus-o eu, a spus-o Mark Twain, cel care avea o gogoșerie la universitate. Mark Twain. Avea nume din ăsta, mai șmecher. Problema este următoarea. Datorită unei societăți permisibile, datorită unei teorii, gata, m-am desfășurat și prefer să mă opresc după aceea, ne ducem prea departe, datorită unei teorii care n-a fost suficient de înțeleasă atunci și nici acum în lume și se numește teoria evoluției a lui Darwin. Teoria evoluției care a avut un călugăr care a scris o carte despre niște observații pe care le-a făcut în decursul a 10 ani sau a 20 de ani despre mazăre. Da, despre plante. A plantat mazăre și a observat că a făcut vis-a-vis de gen.
și a văzut că altoire, el tot altoia mazărea și tot și a scos și mazăre albastră și dar elementul rămânea. El a scris o carte pe care Darwin a avut-o în bibliotecă băgată și niciodată răsfoită. Deci gândiți-vă că Darwin a avut toată viața la dispoziție să deschidă cartea aia, să vadă ce spune ăla. Și atunci el ar mai fi continuat despre. Deci odată Darwin, care se oprește într-un punct, de exemplu, eu o să vă spun astăzi, îmi cer mii de scuze, v-am spus, ori mă strânește și eu intru în lucruri care sunt periculoase, de auzit. Pentru că omul care aude îi intră în cap și în momentul care intră în cap, aia e sămânța pe care eu vă o plantez. Și eu nu-mi doresc ca să exagerați cu creșterea unei buruieni, că nu-i buruiană ce vă spun eu acum. În momentul în care noi ne naștem, asta a uitat să spună Darwin, în momentul în care noi ne naștem, avem din start programată moartea noastră. Punct. Punct. Credeți ce vreți. În momentul în care, din cauza asta, copilul de mic ar trebui învățat cu o să mori. Asta trebuie învățat copilul. Când? De mic. Nu o să crești, o să faci. Nu. O să mori, pentru că de acolo începe înțelepciunea. Adică spartanii aveau ceva... De la final. Ei spuneau, dacă mori în luptă, e ok. Dar îi spunea să nu mori până în luptă. Aici era ideea. Nu. Ideea care este? Ideea este că organismul începe să... După o anumită vârstă, există o conștiență a organismului care face un click și spune așa. Gata. Nu mai existi. De ce? Pentru că e generația care urmează. Eu... Trebuie să dispar. Da, dar eu nu vreau. Nu contează. Genetic e stabilit. Sunt foarte multe de vorbit. Ideea care... Deci, neștiind toate astea, toate lucrurile astea care trebuiau știute până acum, atunci, ne discutându-se despre ele, și haideți să fim sinceri, sunt încă oameni care spun, dom'le, noi ne tragem din maimuță. Și e foarte complicată teoria lui Darwin. În momentul de față e foarte discutată. Gândiți-vă că se vorbește despre... Uite cum s-ar la un alta. Se vorbește despre faptul că pământul nu este rotund, pământul este plat. Sunt oameni care spun că pământul este plat. Atenție mare! Să poate face un debate cu pământul este rotund, pământul este plat. Cu oameni care vin cu dovezi că pământul este plat și atunci rămâi uimit. Asta e culmea. Deci, atenție mare. Mintea omenească e un pericol. Dar, atenție mare. Îmi place, dacă observați, am spus de mai multe ori atenție mare, ceea ce înseamnă că mare atenție. Noi vorbim despre universuri paralele, vorbim despre lumi care există, lumi care nu există, vorbim despre dacă ce facem noi acum aici este real sau nu este real. Care este adevărata realitate în care noi trăim? Este realitatea pe care ne-o clădim noi? Ce ați spus aici? Realitatea pe care ne-o clădim noi? Noi putem să clădim o realitate? Sigur că putem să clădim o realitate. Mintea noastră ne fabrică o realitate. Realitate care ne dezamăgește. Ne dezamăgește pentru că e altfel. Și atunci care e realitatea? Realitatea ceea ce pipăi, nu? Ceea ce ating. Da, asta este. Cine este? O femeie. Nu ești reală. Lasă-mă să te pipăi. Atunci, da, înțelegi că e reală. Ce a fost asta? O palmă, ca să înțelegi că și tu ești real. Bun, ideea... și de aici ne putem... Prefer să oprim ce a fost acum o oră, că după aceea se fac alte șase ore. Vreau să-ți mulțumesc. Încă o dată, se poate discuta orice de la orice subiect. Sunt de acord cu tine. Dar undeva în 2004 tu mi-ai băgat o idee în cap pe care ți-o spun după 17 ani. Horia Brenciu... Uite, s-a dezvoltat că putea să nu mai existe de atunci. Deci, e vina mea. Dacă aveți boală pe el... 16, nu 16 ani. E vina mea. Băi, 19 ani au trecut de atunci. No. La tine nu se văd, la mine... și imaginile am văzut foarte clar că tu ești la fel cum ești în imaginea cu 19 ani. Nu. La un moment dat, era mai tânăr, mi-ai spus un lucru pentru prima dată. Chiar intenționez să mă și vopsesc. Lumea are percepția asta. E bătrân. De ce? Dacă, de exemplu, ai păr alb, ești bătrân. Dacă eu am părul negru și îmi pun o perucă albă, e bătrân. Adică, băi, stai puțin, că dau perucă așa. Și asta e o chestie extra. Fiți atenți, percepție la nivel de copil. Fetița mea, Ioana, avea 2 ani. Și eu iau de la teatru costum de Moș Crăciun. Wow! Cu barbă, cu nebunii, cu mănuși, cu cizme. O nebunie, o frumusețe. Autentic, adevărat. Ăsta e Moș Crăciun. Umplu sacul de jucării
Și apar și vorbesc cu ea că vine Moș Crăciun și vine Moș Crăciun și ea era așa de îmbujorată și spunea: tati, vine Moș Crăciun, vine Moș Crăciun. Și zic: să stai liniștită că vine Moș Crăciun. Și ea și cu maică-sa: vine Moș Crăciun, vine Moș Crăciun. Ok. Mă duc, mă schimb și cu sacul în spate, apar în Moș Crăciun. Și ea face așa. A trebuit să plec, că nu se oprea. Ok, am plecat. M-am dezbrăcat și am venit. Ce s-a întâmplat, tati? Zic, ce? Și ea, îmbujorată, emoționată: a venit Moș Crăciun, a venit Moș Crăciun, a venit Moș Crăciun. Păi și unde e? A plecat. Dar tu vrei să vină, nu? Da, vreau să... Ok, m-am dus, m-am îmbrăcat. Nu cred așa ceva. Atenție, se numește percepție. Eu am avut ocazia să studiez fără să-mi dau seama. Atunci, atenție mare. Apară îmbrăcat de Moș Crăciun. A doua oară și ea face așa. Și atunci zic: un moment, că sperii fata. Zic: stai. Și mă dezbrac în fața ei. Și ea zice: tata, a venit Moș Crăciun. Atenție, acum mintea Ioana... de copil e pură, e curată, este... acolo e adevărul. În mintea de copil e adevărul. Pentru că e curățenie. Ideea de Moș Crăciun care vine palpabilă intră cu bocancii în atitudinea și în spiritul tău de Crăciun. Că tu ești curat, ești pur, e alb. Totul e alb, e frumos. Sunt numai sunete frumoase, sunt plăcute. Clinket. Ea e raiul. Și apare Moș Crăciun. Unde e rai? Păi dai seama că zici: bă, dar tu ce cauți aici? Păi eu sunt Moș Crăciun. Măi, treaba ta, da. Mă rog, nu adevărat, mă. Vin. Și atunci, iarăși, mai adaug ceva, pentru că am avut ocazia în viața mea să văd și altă variantă. Dar nu faceți comparații între cele două, pentru că sunt două lucruri diferite care m-au ajutat pe mine să înțeleg. O persoană, percepția. La Timișoara, după ce se termină spectacol, era o persoană care avea handicap. După ce se termină spectacolul, vine și spune: vreau să vorbesc cu domnul Doră. Ce anume? Vreau să vorbesc cu domnul Doră. Deci, doar persoane, nu fac nicio glumă vis-a-vis de... toți impresionați îmi spun: domnul Doru, știți, e un băiat aici care vrea să vă vadă și el mai bine pe la spectacol, el știu artiștii și asta și ar vrea să vă vadă. Și eram și obosit, vreau să plec, dar zic: ok, terminase cu autografii, terminase cu tot și acum să plec. Și trebuie să... Bun. Și ies din cabină, eram schimbat, ies din cabină și spun: hei, salut! Vreau să vorbesc cu domnul Doru. Nu te-a recunoscut deloc. Cu cine vrei să vorbesc? Vreau să vorbesc cu domnul Doru. Eu sunt un admirator de-a lui. Aveam pe vremea aia o cabinere pe care o chema Luminița. Foarte bună de aminte. Și spun: Luminița, am rugăminte. Nu încărca costumele. Îmbracă-mă într-un costum, îmbracă-mă în costumul ăla, acum. M-am îmbrăcat în costum, am ieșit și el zice: Domnul Doru! Mi-am dat seama prin ce complexitate de emoții trecea el, prin emoțiile curate, sincere, pe care le are oricine în el. Dar nu le arată, se controlează. Sigur că da. El n-a avut filtre, asta de fapt este ideea. Copilul mic n-are filtre și cel care are o problemă și este mintea pură, n-are filtre. Vorbește real și firesc și natural, fără și fără eu m-am dus, și am făcut aceeași experiență. M-am dus, m-am schimbat și am revenit și el mi-a zis: "L-am văzut pe domnul Doru." Și am zis: "Wow, deci la el era imaginea de pe scenă." Din cauza asta, după aceea, mintea pură a unui copil care își dorește foarte, foarte, foarte mult și n-a văzut până atunci, să sperie, de fapt. Pentru că nu se așteaptă. Dacă duci o hologramă, mai degrabă, dar să sperie, că e autentic. Nu știi ce reacție are.
din nou, sunt care se pot controla, sunt care... Sigur. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă o... Și ne ducem iarăși către o altă temă care se numește inteligența emoțională, care eu, îmi cer scuze, cred că aici suntem mai slăbuți, poporul român a fost chinuit și a fost... Asta fac, de fapt, conducătorii noștri, ne țin într-o inteligență emoțională teribil de agitată, în așa fel încât noi nu ne putem controla. Eu nu vreau să mă despar puțin de Moș Crăciun și vreau să te întreb, pentru că oamenii... Nu, da, dar haideți să nu știi ce vreau să spun. Deci eu am făcut un studiu aici, psihologic, este un profil psihologic. Da, știu. Nu vreau să mă despar de el. Nu am vorbit despre... Nu despre Moș Crăciun vreau să zic. Cineva, nici de cum. Vreau să vorbesc despre Ioana. Acum o să aibă impresia oamenii că are 2 ani. Fica ta acum are 35. Nu, are născută în 68. Născută nu. Scuze, în 86. Uite, am spus 68. Da, deci are 30 și... 60. Născută în 1986. 36. Chiar 37. 37. Da, mulțumesc. Extraordinar, să-ți trăiască. Mulțumesc. Nu ești deocamdată bunic. Ba da. Ești bunic? Doi nepoți, da. Nu cred așa ceva. Nu cred. Da. Ai făcut vreodată... Ai întruchipat Moș Crăciun în fața lor? Nu. E altă generație, sunt altfel, raporturile sunt diferite. Tineretul din ziua de astăzi dorește foarte mult să fie mai lăsat în pace. Asta e adevărul. Și crezi că e bine? Sincer? Rădăcinile nu le tăia. Pentru că așa crește copacul mai departe. Și puterea pe care au avut-o străbunicii mei e în mine. Iar ei poate n-au știut, dar au dorit să-mi o dea mie. Băiatul tău are 20 de ani. Așa și cu dumneavoastră, cu oricine dumneavoastră. Băiatul tău are 20 de ani. Da. Mama mea, ce copii mari și... Da. Copii, și eu, dacă ar fi să vorbim cu tata Dumnezeu Stănescu, o să spun, băiatul dumneavoastră are 60. Da. Este în România sau în Canada? Ei locuiesc în Canada. Au venit, vin din când în când sau nu mai... E mult de treabă, că e la școală și asta, da, și e mult de treabă. Și atunci rămâne acolo ca să studieze. Că eu e sunt, foarte mult de studiat. Apropo, când ne întoarcem de Crăciun, eu sunt fanul reunirii totale de Crăciun. De Crăciunul serbezi acolo? Frumos, da, e frumos. Da, serbezi unde e familia. Și spiritul Crăciunului este peste tot. Mi se pare normal. Dar, ia când ne-a dus la alt subiect. Crăciunul se sărbătorește cu foarte puține lucruri pe masă, făcând cadouri la oamenii săraci care nu au. Ăla e Crăciunul, de fapt. Aici suntem cu toții cu probleme. Dar un cadou pe care tu îl faci oamenilor din România, un spectacol aici, când se va întâmpla? Sau se întâmplă deja? Deci trebuie să spun că... Mi-e foarte greu să înțeleg cuvântul cadou, pentru că... Un cadou pentru că foarte multă lume te așteaptă aici în România. Eu sunt peste tot. Sunt peste tot. Spune o localitate. Care îți vine în minte? Tu ai turneu acum în România? Spune o localitate care îți vine în minte. Miercurea Ciuc n-am fost. Da, am vrut să merg. Am vrut să merg. Dar impresarul poate să spună, dom'le, știu și eu, poate nu vine lumea. Cu toate că aș încerca. Tu ai început un turneu în România acum? Am avut, am mereu. Pe bune? Da. Eu mereu. Tu ai pagina de Facebook? Pe care pun doar meme-uri, doar sunt comentarii. Acolo sunt oamenii care au învățat să gândească gluma, să comenteze despre glumă. Sunt câteva sute de mii de oameni acolo care deja sunt departe, au ajuns departe. Deci acum 13 ani când am început, am deschis pagina și acum zici că sunt alți oameni. Dar oamenii ăștia au avut răbdare. Interacționez numai pe Facebook? Eu cu ei, da. Pe Instagram nu. Pun muzică, vorbesc despre comedieni, vorbesc despre... Toată omenirea e pe pagina mea, adică e și Horia Brenciu. Știai că ai fost? Nu! Da, deci am pus pe mulți. Unii mi-au mulțumit, alții nu. Da. Și gândește-te că dacă, de exemplu, postez pe cineva, ia câteva mii de like-uri. Atenție! Câteva mii de like-uri. Vrei să știi așa cam cât? Cât? Între 1000 și 10.000? E sănătos. Like-uri. Like-uri. Deci... Vizualizări,
O să râzi, dar sunt 600 de mii. Tu ai și o pagină de YouTube. Da. Cine are bucuria să ducă pe pagina de YouTube, chiar, chiar înțelege, dar trebuie să ai răbdare. Comedia înseamnă răbdare. Ai venit în sală, așează-te, ascultă. Ascultă, o să înțelegi, o să râzi și după aceea o să-ți rămână râsul acasă. Tu ești acum o persoană foarte complexă. De? Ultimii ani au scos din tine un om foarte complex. La capitolul alimentație, la capitolul metabolism, la capitolul... Te-ai dus tu către... Dar, și toate chestiile astea, eu cred că interferează cu comedia. Pentru că tu acum tu dai acum mesaje subliminale. Eu de la vârstă fragedă sunt cu alimentație, cu astea, cu... Numai că tatăl meu, de exemplu, a fost un om care a inventat leacul de vindecare a psoriazisului. Brevetosim. Au fost doctori care s-au ținut după mine să le vând rețeta, dar nici eu nu am, nu știu unde a lăsat-o tata, dar nu. Că am nevoie, nu de compoziție, că toată lumea știe, ci de gramaje. Gramaje, da. Alea nu le știe nimeni și nici eu nu știu. Sunt undeva pe la Arad? Nu știu. Nu. Tata moldovean. Vrei să mergem să căutăm împreună? Ca să ce? Nu. Cum ar fi să mergem noi să căutăm împreună toate era, chestii? În primul rând a fost polițist, unul. Așa că căutăm degeaba, pentru că... Așa. Și a fost un polițist de elită. Și căutăm degeaba. El l-a cunoscut pe Columbo. Pe... Varianta românească. Deci, când eram mic, mă uitam la serial și mă enerva, pentru că el spunea ce se întâmplă. Și am spus, dom'le, dar poți să mă lași și mă uși la că vreau și eu să văd un episod cu Columb, chiar așa. Deci, asta e criminalul și uite cum a făcut-o. Băi, dar lasă-mă că mă nebunești. Și mi-a zis, știu de la unul de la Oradea, criminalist excepțional, care el, tatăl meu, a spus că acest Columbo, după cel de la Oradea s-a inspirat, a avut conexii și că el știa cazurile. Pe bune? Da, tata mi-a spus. Și a învățat foarte mult de la criminalistul ăla. Așa a făcut și el criminalistică. A făcut și Moravuri, a făcut și... Nu știu, am impresia cu tine, descoper niște dosare vechi pe care le-am... Da. Acum, mai avem Horia. Puțin și ajungem la OZN-uri. Horia. Uite atâta puțin mai avem. Hai să-ți spun ce. Te rog să... Nu. Că aici, ideea este următoarea. Gândindu-ne că de la 6 ani, cartea pe care eu am deschis-o prima dată, nu că era mai mic. A fost criminalistica și eu știam balistică la 6 ani. Incredibil. Da. Urme, cum poți să depistezi urme? Cum incredibil. Știam mirosurile de câini, cum poți să depisteze, cum asta, da. Calibre de pistol. Eu la 7 ani am avut pistol pe masă. Adică, mă rog, am avut tot timpul pistol pe masă, Tata era polițist, vorba aia. Pe colțul mesei, dar... Nu l-atingeam, că nu știam despre ce e vorba și nu. Într-o zi însă, da, aia e altă poveste. Și nu m-am jucat cu el, dar tata ne-a arătat cum să era un TT pe vreme, era în dotarea. În toată discuția noastră de până acum, timid s-a stricat un subiect. Dar foarte timid, la început, după aceea l-am uitat cu desăvârșire, și anume muzica. Eu m-am gândit la asta și asta și m-am gândit cum au plecat toți, că erau aici, era toată trupa. Oameni buni. Toată trupa a fost aici. A fost Horia Brenciu Band. Deci fii atât aici. Rugămintea mea următoarea. Deci asta mă aduce aminte de spectacole. Deci așa făcea spectacole. Deci își punea microfonul și începea să facă un ritm. Și după, era un tip învăluitor, nebunitor, aș putea spune. Pentru că la tine tot, fiecare etapă era o, fiecare vorbă era o nouă surpriză și te țineai în permanență. Sunt două persoane care sunt cu mine mereu. Unu, copilul, dacă îi dau drumul, nu poți să crezi ce face pe scenă. Și sunt oameni care nu-l plac. Și atunci, uneori, îmi spun ce am învățat. Dar când prind o sală care iubește copilul, mamă, îl las și să joacă. Frumos. Și mi-e drag. Bravo. Mi-e drag că mă uit și eu la el. Bă, ce prostie strici, ce frică. Adică, de la orice. Sub unghie. Dacă eu scot asta de sub unghie, înseamnă că nu mai aparține unghie. Și atunci înseamnă că se duce separat. Și dacă se duce separat, se duce în altă parte. Dar a fost sub unghia mea. Se duce unde se poate duce? Se poate duce, de exemplu, un nas. Se poate duce un nas la unul.
respiră și dacă sunt genunchi, să ce în plămânii lui, dar asta văd sub unghia mea, deci înseamnă că plămânii lui o să facă unghii. Nu-i seama, dacă se facă unghii, cum bagă el oșul oșa prin nas, ca să dea cu băză prin unghii, că de plămânii ăștia vor să se laude, că de, și lauda asta nu e bună, că laudă... Deci tu ești, tu ești acea arteziană de glume. Îmi place foarte tare, îmi place, Dar sunt peste tot glumele, sunt peste tot. Peste tot. E, în, toată, în toată nebunia asta. Dacă aș ști ce atmosferă a fost aici, în niște momente, dar e o stare pe care o simt, dar a fost atmosferă în niște momente. Inclusiv când am mâncat. Da, știu. Eu mi-am dat seama de chestia asta. Mi-mi place foarte mult. Râdea fasolea în gura mea. Ia arătă-mă fasolea. Uite, uite. Da. Și am mâncat și carne de porc. Nu știu dacă ai mâncat carne de porc, dar arătai ca porc în emisiune. Mi-ar plăcea să fiu mai oaie așa. Oaie ești, stai liniștit. Noroc că avem o surpriză pentru tine, dar nu asta e important. Ce animal îți place cel mai mult? Rinocerul. Adevărat, seme cu fundul lui. Când are diaree. Mai de mine, bietul rinocer. Capul știe că are fundul diaree. Nu știe că de-aia e rinocer, că altfel s-ar muia cornul. Dai seama să merg un rinocer cu cornul muiat, să vină să vadă rinocerița și spune, băi, la tine e moale? E moale, ce să fac? De când te-ai născut? Mai de vreo câteva zile, că dacă sufăr de burtă, n-am ce să fac. Se numește diaree de junglă. Asta e un nou titlu de afiș? De spectacol? Diarii de junglă. Ați considerat că au și holiday și holiday. Deci, care trebuie să zică, africanii când au venit englezii, au învățat noi cuvinte englezii de la africani. Holiday. Care de la Holiday Inn, era... Da, după aceea a fost. Din ce? Pentru că au intrat într-un care a spus? Nu, într-un african. A făcut o surgery. Zice, oh, trebuie să scoatem apendicele. Da. Și aia a fost Holiday, că așa îl chema pe el, Inn. Că s-a intrat în el. Și i-a scos apendice. Din cauza asta, dacă o să vă uitați, Holiday Inn nu are apendice. Că și nici Johnny Holiday, la fel. Nu, da, Johnny era altceva. Adică aia a fost un neam de-a lui, care multe înainte, care de fapt se ocupa cu ce crezi? Vindea sclavi. Sclavi. Nu vindea sclavi, că ei nu erau sclavi. Și că ți-am adus niște sclavi. Te uite, le ești, că ăștia sclavi. Și erau oameni liberi. După aia deveneau sclavi, că se duceau acolo și, mă rog. Și datorită faptului că, mamă, dacă aud ăștia emisiunea asta, o să ne ia la bătaie de ăsta. Lasă-ne la bătaie. Acum au venit trei. Pentru că... Au venit trei? Da, încă trei au venit. Da, deci sunt șase în total. Trei, un număr cu noroc. Noi avem pe ultima parte a emisiunii noastre niște întrebări. Sunt foarte ușoare. Sunt foarte ușoare. Chiar foarte ușoare. Pe ultima iubirea, parte... Iubirea este în picioare. Cred că vrea să ne spună ceva. Da, iubirea mea... iubirea mea, Andreea... Cu cuptorul. Ei, de data asta nu m-ați mai nimerit. Iar acum, special pentru tine... A, nu, special pentru mine, nu, că nu m-ați nimerit aici. La papanaș nu te-am nimerit? Să rămână, la dulciul nu m-ați nimerit. A, deci nu, a. Nu, în spirit de echipă, da. Nici eu nu vreau dulcele. Gata, renunțăm la dulce. Nu vreau dulcele deloc. Lasă-l, Edi, da. Edi, de când ai mai mâncat papanaș? De-aseară, pur ea. Da, când ai mâncat papanaș aseară? A, cu naș, papanaș. Acum vreau să devin doroc, te vreau dumitru. Nu, adică papanașul. Papanașul. Ai papanașul. Ideea este simplă. În momentul în care am hotărât să nu mai mănânc dulce, așa? Mi-a venit foarte greu. Și la un moment dat, după, să zicem, mai mult de 3 săptămâni, atenție, mai mult de 3 săptămâni, undeva până în 4 săptămâni, am făcut ceea ce doctorul Mortar spune, dom'le, poți să... Buști. Da, adică nu e neapărat să nu te privezi de la complet total, dacă ai poftă. Și a zis, ok. Și nu știu cum s-a întâmplat, a fost un tort și am luat o felie de tort. Așa. Mi s-a părut ceva atât de dulce. Și atunci am avut o discuție cu mine însumi. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Nu-ți mai place dulce? Eu care, atenție, eu eram așa. Micul dejun. Unde-i desertul? Masa de prânz. Și desertul? Masa de seară. Asta în ce an al masa de seară. Cu... Și desertul? Acum 10 ani? Doru, mamă. Ce s-au întâmplat? Niște schimbări care am rămas uimit. Erai tot suplu. Până și respirația mi s-a schimbat. Da, e adevărat. Numai că depinde cât ai în tine și genetic,
te poți dezechilibra mai repede sau mai târziu. Dacă deja ai niște lucruri în tine care sunt pe topogan, alea te influențează. Atunci când vine marele tăvălug, de ajungi să tremuri și să te care altul, atunci, practic, e un cumul al tuturor problemelor. Da, da, da. Da. Dar, dar culmea că și atunci... Nu, că e o chestie de poftă, e o chestie de poftă. Dacă... Dă-le să le mânce, dacă nu, izbește-le în cameră. Și a apărut, în sfârșit, primul papanaș izbit. Papanașii. Da. Izbiți-mă și pe mine cu o porție de papanaș. Papanașul e foarte sănătos pentru că este prăjit. Extraordinar de bun. Deci în momentul în care e prăjit, băi, nene, pui și frișcă deasupra, care e frișcă naturală din tub, și mai iei și pui și dulceață, care n-are un pic de zahăr și e pur. E pur. Adică ce face bunica? Bunica ia sacul de zahăr și pune acolo și spui, dar ce pui atâta zahăr, bun? E mai să leagă. Acum mă uit la papanașul ăsta, nu mai place. Nu. Problema este, nu-mi place în momentul în care încep ceva. Da. Și atunci o chestie care... Deci eu în momentul ăsta, am încercat, am niște miere de albine pe care mi-au dat-o niște fani, care e pe culori, e și mov, e și albă, e și incoloră. Ți-ți dau fanii miere de albine? Da. Sunt niște apicultori care mă plac foarte tare și când mă întâlnesc și eu sunt borcanat de atâtea borcane. Ai cunoscut-o și pe Regina Mama? Asta a fost o glumă. La matcă te referi? Să trecem la matcă. Da, asta te îmbrațe. Ideea care este și okay. S-au adunat trântorii după aia și erau bucăți de faguri. A, băi, lăsați-mă. Adică, da, lasă-mă, sunt și eu cu doamna. Lasă-mă, băi, să fie. E Regina aici la mine în braț. Lasă-mă așa, băi, că să fie. Mă rog, în zona în care ea s-a așezat, se pare că a făcut foarte bine în zona asta, pentru că are propolis și propolisul e foarte bun și mi-a dezvoltat. Ideea este că a fost o chestie foarte bună. Nu luați acum mieri cu propolis, vă apucați, vă ungeți, că asta e chiar culmea, că nu e... Era cum ultimele întrebări pentru Doru. Să lipește de mână. Deci avem întrebări. Tarararararara. Nu, dar tot trebuie să-mi duc o întrebare la bun sfârșit. Ce melodie asculți? Ce te unge pe tine la sufletel, la urechiu și la trompa lui Eustachio? Ce te gâdile pe tine și stai așa și spui, ce frumoasă e viața. Ce melodie te gâdile? Eu am observat de mic copil că sunt sensibil la jazz. Nu cred așa ceva. Nu numai sensibil la jazz. Deci asta aflu în premieră mondială vis-a-vis de tine. Sensibil la jazz, la modul că ai mei lucrau și eram singur acasă și făceam personaje. Mă îmbrăcam cu mai multe costume și astea și categoric era unul care cânta. Categoric. Și ca să înțelegeți cum cânta, deci asta este, n-am repetat-o, plecat de la o chestie... Nu, asta e altă piesă. Ta da 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 da
Am uitat de piese. Prostel. Ei fac lucruri serioase. Eu mă prostesc. Dar când eram mic, numai așa, făceam... Era disperat. În America, cred că ai fost la concerte de jazz. Eu sunt disperat după jazz. Îmi place și îmi place... La Montreux, cred că eu am ascultat... Nu. Le ascult. Mi-am impus să ascult jazz neascultabil. Progresiv. Da, dar care și... Care este greu, dar am zis, băi, e acolo. Când a apărut Bob McFerrin, am fost disperat să-i văd tot concertul. Mă rog, ideea este că... să vă explic ceva. În muzică este inclus și umorul, comedia, pentru că adevărata comedie este armonie. Și armonie înseamnă mai multe note care dau un sunet plăcut, ca să o explicăm așa pe vulg, care dau un sunet plăcut la ureche. Asta este armonie. În momentul în care ești în armonie, lumea râde cu lacrimi. Mai uși pe suflet cu jazzul tău. Pe bune, da. Da. Prosteală, nu. Nu, nu e prosteală. Puteți să gândești și altă piesă. Putem scoate un album, cine știe, jazz. Am vrut. Am vrut. Uite, asta este ce idee tare! E o idee să facem împreună un album de jazz. Extraordinar! Jazz la masă, cum ar veni. Sau, nu știu, jazz... Ai spus table jazz? Table jazz, da, corect. Și poate să apară un nou stil, table jazz. Dar, mă rog, asta există pentru că... Anca Parghe, Dumnezeu să o dinească, era senzațională și am cunoscut pe Aura Urdecean, am avut și niște show-uri împreună, niște spectacole. Mie mi-a plăcut foarte tare Aura Urdecean. Adică era ceva pe sufletul meu, adică da. Nu mai vorbesc de Mahalia Jackson, nu mai vorbesc de grelele alea care erau, mamă, ce... Zim trei piese care conțin cuvântul dor. Nu știu cum să numesc, dar... Cunosc două doruri grele și am scos doi de dori. Dorul meu și-au mândrele mele, deci am scos doi care de dori. Care e asta? Cunosc două doruri grele. Dorul meu și-au mândrele mele. Nu știu, că a intrat la toaletă și n-a apucat să mai spună. Că, știi, după aceea mi-a fost greu să dau mâna cu el. Că dacă a ieșit de la toaletă, cum să dau mâna cu el? Și omul mi-a spus, doamne, doar am prins lumina. Da, dar cine știe cât s-au stins-o? Și atunci... Asta era una de orori, zicea, nu? Ok. Nu mai ți minte aia cu... Da. Avea o piesă, da, de vreo. Tararara. Deci refrenul era așa. Dor de viață, da. Simt un prag de dimineață când privesc o floare. Ce-mi șoptește că e soare. Zi de zi dor de viață, despre dragoste mă învață. Tot mai sus mă înalță și sper. Da, foarte frumos, da. Mai era încă una, al lui Aurelian Andrescu. Pe Aurelian l-ai cunoscut? Am preajmă, dar nu ne-am cunoscut. E la Romelodie. În 1986 eu eram la Potcoava de Aur și el era la Union. Era aproape. El vorbea pe vremea aceea cu Jula, cu Miron, cu Teodor Munteanu. Oricum, sau Dostoț, da. Dumnezeu să-i odihnească. Da. Dar Valeriu Silion, mă rog, care fuseseră de la Teatrul Muzical de la Galați și el mai vorbea cu ei că să știau și aveau toți voce, adică chiar absolut. Cum să spun, cei care au voce și care vorbesc cu cei care au voce au ce să vorbească. Au subiectul cu mână, da. Da, pentru că e celebra replică pe care a auzit-o Doru în prima săptămână de Canada, când un prieten de-al meu mi-a făcut cunoștință cu un impresar canadian. Și a zis, trebuie să merg la toaletă, excuse me, mă întorc, și nu mai avea ce să mai traducă. Și ăla îmi spune mie, we don't need a translator, we speak the same language. A fost prima replică către mine.
Și după aia mi-am dat seama că pe măsură ce făceam alte lucruri în Canada, mă depărtam de myself, care eram artistul. Apoi m-am întâlnit cu Michael Burgess, cel care a jucat în Phantom of the Opera și Les Misérables, senzațional, tenor senzațional. Și care, într-un garaj, adică, culmea, în locuri aiurea. Deci eu am întâlnit oamenii foarte importanți în locuri aiurea. Aiurea, aiurea. Care mi-a zis, era prieten cu mecanicul, care era român. Și el a vrut să ne facă cunoștință și a plecat, că a avut treabă. Și el se uită la mine și, și spune, we don't need an introduction. I can feel you. It's something in you and around you. I'm honored. Băi, eu n-am știut să-i spun, ce că-s prostul satului. El asta mi-a zis, că te simt. Ceea ce e adevărat, pentru că și mie mi s-a întâmplat în cineva care de-abia s-a lansat să-l simți. Să simt viitorul. Ai un nume în sensul ăsta? În afară de mine. Ai un nume în sensul ăsta? Asta nu schimbăm meniu. Schimbăm meniu. Iartă-mă. Aduceți băutură. Era deja lansat Trestariu cu Valahia. Era lansat cu trupa. Era lansat, dar era cu trupa. Eu l-am văzut pe el, de-aia și spus. Eram în Germania și i-am spus, zic, dom'le, e ceva în tine. Era un actor canadian, am jucat toată într-un film, figurație profesionistă, dar i-am spus, era tânăr. Și acum e un actor cunoscut. Și i-am spus, zic, într-o zi o să ajungi departe. M-a impresionat. De regulă, când văd ceva care îmi place, fără să vreau, îmi dau lacrimile. Adică, și, când îmi dau lacrimile, clar, ceva îmi place. Adică, nu. Și de-aia, nu am răutăți din astea, nu. Poate pot să vorbesc, să bârfesc, așa, asta, dar după aia îmi pare rău. Că nu. Deci nu există nimic care e acolo pe scenă și care scena să fie de acord. Și scena se uită la mine și zice, și eu zic, Doamnă, scuzați-mă, da, ăsta n-are ce căuta pe dumneavoastră, să calce pe noi. Și scena se uită la mine și zice, și dacă așa îmi place mie? O, Doamnă, iertați-mă, dar cu ce spuneți dumneavoastră? Eu nici nu zic nimic. Și, e o scânteie. Da. Dacă stai și te uiți la un foc, sunt o mulțime de scântei care ies din focul ăla. Scânteile fac parte din flacăra aia care... Pe tine te bucură și te încălzește. Scânteia nu te încălzește. Se duce să te... Dar are farmicul ei. Pentru că vorbești frumos, și scânteia nu știu cum ai învățat. Scânteia este licuriciu. Ai văzut vreodată? Vara. Da, da. I-ai văzut? Da. Nu pe bune. Da. La mai multe ocazii. Vai, ce senzație. Și mai sunt noaptea târziu, da, în anumite oceane... Cei din apă. Da. Planctonul respectiv care nu, eu nu că se ridică farfuria zburătoare și nu. Nu, da, nu, da. Ajunge. Okay. Scuze, te-am întrerupt de la. Nu, vreau să-ți dedic ceva. Dar vreau de la dedicație. Eu fac cultul personalității astăzi. Te rog. Dăm un ton. Dorul. Asta e. Deci din nou Doru. Doru? Numai Doru, all the way Doru. Da. Dorul nu stă în loc, nu se întoarce din drum, până la soroc zboară zăr nebun, zboară peste noi, nu se întoarce la noi. Dorul nu ne... Exact. Foarte mult. S-a trecut la octavă acolo, mi s-a... Uitați-vă la mine, ce prostălău sunt. Pe vremea aia, nu l-am apreciat la adevărata lui valoare. Toți spuneau despre el că are o voce extraordinară. Existau doi soliști în România, foarte buni, pe care lumea din popor, lumea simplă, nu e... Aurel Andreescu și Doina Badea. Pe Doina Badea a iubit... Cine umplea sările? Aurel Andreescu și Doina Badea. Dan Spătaru. Da. Corect. Care era ok. Care era ok. Un băiat extraordinar, o voce și un... Aveau... Avea o altceva, avea o stea specială, yeah, Dan. Yeah. Mm-hmm. Da. În meseria asta, la noi avem o expresie care se spune, îmi pare rău că începe cu nu trece rampa. Așa se zice.
El e acolo, dar nu trece rampă. Mamă, și eu câte o bucată frumoasă și are voce frumoasă și dacă o asculți așa, numai tu cu ea, sau într-un grup și cântă, zici, Doamne, dar și frumoasă, și frumoasă la modul, trupește frumoasă și voce frumoasă și urcă pe scenă și nu trece rampă. Eu am un auz special, în sensul că am o ureche aici în spate, aud cu ceafa. Un fel spune cu ceafa, că de fapt ceva mai sus. Aud unde să stinge. Și știu că nu o să treacă. Deci eu aud unde să stinge. Aud acolo unde e ea. Dar dacă trece, s-a stins. Și aud stinsă. Și atunci spun, n-o să reacționeze. Acum, ceea ce auziți acum, care e mai dur și mai... Dar vă rog, nu le băgați în cap, că el are școală de muzică. Nu e o meserie dificilă pentru că ajungi greu. E o meserie dificilă pentru că trebuie să te lupți cu emoțiile tale și cu sensibilitatea din tine și trebuie să te lupți cu imaginea pe care nici măcar tu nu ți-ai făcut-o, ci cei din jur și-au făcut-o despre tine. Și asta e foarte greu. Căderea este teribilă. E până la sfârșitul vieții poți să o ai. Dacă ești un om credincios, atunci lucrurile sunt simple. Faci parte din marea lucrare, accepți, e ok. Dacă nu ești un om credincios, poți să te duci jos și poți să intri într-o depresie, tocmai crezând că o să ajungi într-o zi o mare solistă, un mare solist, un mare balerin, o mare balerină, să ajungi într-o zi... Nu știu, merită să mai cântăm o melodie cu Doru. Categoric. Dar nu cu Doru. O melodie de piesa care mi-ai spus. Extraordinar de frumoasă piesă. Da, dar un fragment, că n-avem... Dacă se cânt toate melodiile... Fragment. 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 Ah, da. Asta e de pe Cotton Field. Da, bravo. Hey, cotton horn. Da, așa. Hey, baby, E altfel de melodie asta. Ah, nu, simt. Rău, mă dor, ochii mă dor, de lumina stelelor. Seling? Rău, mă dor, ochii mă dor, mă gândeam la Papa Braș. De lumina stelelor și mă duc și iar mă duc, hume, până la izvor de nuc. Izvor de nuc, izvor și de mă nuc. Fac, și iar mă fac, și iar mă fac, lemn de braci, lemn de fac. Urai, mă! Oi, ha! Deci ești tu... De la pâine. Da. Nu trebuia să mănânc ce pâine ai pus, ceva nu e regulă. Prima întrebare. O săptămână de stand-up comedy la Sala Palatului. Când a văzut la David Letterman. Da. Cum arunca hârtiile, da. Eu l-am văzut pe David Letterman. Eu arunc asta pentru că... David? Nu l-am văzut aruncând. David? Deci... Tu ești David? Nu, eu sunt... Trebuia să ai barba aia. Și-a făcut și-a lăsat barba. Oie! Te mai simte? Tipul ăla cu Chelu, de la el din trupă... Să nu ratăm momentul. Puțin. Zi. Ceva care îți vine în momentul ăsta. Dar doar pam pam, doar două măsuri. Cine? Eu? Da. Și doi e și de aici poate să ies o piesă. Alte două măsuri. Așa nu m-au inspirat, sincer. Nu? Nu, că e făcută. Nu. E prea mult armonie, mai simplu. Ceva grav după asta? Nu. Continuarea.
mine. Ta-dam! Ta-dam! Nu, nu, pare, ta-dam! Ta-dam! Ti-ni-na-dam! Ti-ni-na-dam! Ta-na-na-dam! Hai să întoarcem! Ti-ni-na-dam! Ei-na-ta-nim! Cam asta, deci se poate... Deci are... Avem piesa făcută? Corect. De acord. Dar în momentul în care... Nu! În momentul în care eu aș spune asta și mă iau după prostănacul, mă las de muzică. Dacă sunt compozitor. Pentru că totul se găsește. Atenție mare. Nimic nu există să nu fi fost inventat. Nu există. Deci nu există. Chiar dacă nu ai să spui, domnule, am apărut acum stand-up. Hai să vă spun eu. În anul 800 exista stand-up. Corect. La o universitate, undeva, da. În Edinburgh, a venit un profesor care a făcut stand-up. Dar poate cineva într-un bâlș făcea stand-up fără să știe cum îi zice. Dar conștient, 1970, s-a format în Lenny Bruce, mă rog. În America, Lenny Bruce, nu? Da, el a avut niște mesaje. Mă rog, scuze. O săptămână de stand-up comedy la Sala Palatului sau o singură seară pe Madison Square Garden? Întrerupem aici podcastul nostru, răspunsul în episodul viitor. Da. I just want to share that the first thing was emotional and what I can say it was I'm not frustrated about that, but I just want to talk about it's not about me. It's not about me. It's about what I feel, what is inside of me. Of course, you can say that I'm not a humble person, but and I want to think about myself that I try to be humble. You know, six days at Chateau de Salle de Chateau. Bucharest. Yes. It's interesting. Many people can think about. It's about a lot of money. But I don't want to think about money. You know, I don't want to think about money. It's not good for me. The other one, Madison Square Garden. You know something? Can you feel my breath? I breathe. I have a very heavy breath. You know, Madison Square Garden, it's too much for me right now. I don't think I'm prepared for that. And maybe when I was a young boy. When I was a young boy. Deci dacă aveam accent în Canada, ce eu... Agent sau accent? Agent. Eu acum, agent, tu ar face cea mai bună și sănătoasă decizie să te propună la toate filmele. Sunt atât de prost încât atunci când managerul lui... am martor care poate să spună, deci a fost direct și a vorbit. Managerul lui Martin Lawrence a spus, trimitem două materiale. Și tu ce ai făcut? Am venit pe litoral. Mi s-a părut mai interesant. Și după un an de zile, a făcut ceva ce nu face nimeni, s-a dus la restaurantul ăla unde e manager, prietenul meu, și a zis, ceva vești de la prietenul tău? Nu cred. Ceea ce nu există, deci așa ceva nu există. De regulă, când trimiți un demo din ăsta, se aruncă direct la gunoi, nici nu stă să... Nu stă să pe vină el să verite... Și a venit și a întrebat, da. Și mă rog, am zis că e prea mare, dragii mei, trebuie să știi unde ți-e loc. Și eu am avut acest simț. Da, ai zis de Alexandru Macedon din aur. E adevărat, dar eu am avut acest simț. Alexandru Macedon n-a ajuns la 60 de ani.
Da, știu. 33. Atât. El, în momentul în care a plecat din India, din Punjabi, acolo a fost cea mai mare greșeală. Că. Pentru că el a apucat să spună armatei lui de macedonieni, a spus, nu o să am nevoie de voi dacă voi nu vreți să mergeți cu mine să cucerim toată lumea. Gândiți-vă că Alexandru Macedon a gândit deci nici acum măcar noi nu gândim ca el. Nu, el a văzut înainte, el a văzut unificarea planetei. E adevărat, pe vremea aia cu forța, că nu se putea altfel, dar cu o permeabilitate extraordinară, permisibilitate, îi lăsa pe toți să facă, să-și păstreze religiile, să se căsătorească între ei. Culmea! Era egalitate de șanse, era ceva așa de nu se poate. De fapt, ca să înțelegeți ce înțeleg eu, pe cei care sunteți iubitori de istorie, citiți cu atenție să vedeți că, de fapt, în momentul în care el a hotărât să întoarcă, atunci a venit moartea. Și a zis, la fel și zis, scumpul meu, mai departe tu nu poți să mergi. Că rostul tău era să nu pleci de aici. Și tu ai plecat. Tu ai hotărât. Ca să o punem așa în imagine cinematografică, i-a murit vulturul. Undeva, într-o mai mică măsură, e adevărat, i s-a întâmplat și lui Spartacus la fel. El la un dat alegea să... Ea putea să meargă mai departe fără să aibă conștiința celui cu care lupta alături de cei care lupta și a reușit, hai să ne întoarcem să luptăm, și știa Spartacus putea să obțină o singură victorie, vorbim despre istorie acum, Spartacus putea să obțină o singură victorie, să intre în Roma. Da. Atât. Da, ideea este că înainte de... Nu-i dați dracului mai mult decât totuși Roma rămâne Roma, nu uitați că Hannibal a rămas în fața, consternat, în fața porților Romei. Dar și el a sfârșit-o... Păi, asta, exact, acolo, de acolo i s-a tras. Da, da. Ideea era, sparge porțile. Era prea mare Roma ca să o facă. Nu dau nume. Acum niște ani de zile în urmă am făcut o formație. Poftim? Un fel de revistă. Eram tânăr. Eram la facultate de instalații. Am făcut o revistă. Și am vrut să bat o altă revistă faimoasă din București. Cea mai tare revistă din România, de la studenți. Aveam toate elementele, m-am mers inginerește, ce am nevoie ca să-l bat pe Horia. Atenție mare! Ca să-l bat pe Horia, am nevoie să fac exact ce face Horia, plus atât. Ca să bat acea echipă, trebuia să fac exact ce face cealaltă echipă, trupa să fie identică cu a lor, ca și talent și ca... Plus atât. M-am pregătit, i-am pregătit pe toți, erau foarte buni, și la un moment dat m-am oprit pentru că am spus așa, pentru ce? Ca să luăm trofeul un an? Ei sunt trofeiștii. Ei trebuie să le ia mereu. Ei trebuie să le ia mereu. De ce să strici rostul unuia? Poate aș fi fost challenger pentru ei. Adică ei ar fi spus, momentul ăla ar fi spus, trebuie să facem niște modificări. Da, dar eu n-aș fi supraviețuit. Ori mie îmi plăcea să fiu războinic. Și eu nu vroiam să mă duc să mă bat, să câștig acum și după aceea să nu mai câștig. Nu. Și dacă ați observat ce am spus, ați spus o trupă. După aia am mers singur. Și de aici e marea discuție că Doru merge singur, că Doru vrea să nu împartă banii, absolut deloc. Nu. Singur, disciplina e a mea. Răspund de mine. Eu știu prin ce trece Horia cu o trupă. Gândiți-vă că eu când am avut la un moment dat o trupă a mea, într-un an am făcut un spectacol și am plătit eu în mintea mea datorită faptului că am trăit peste 30 de ani într-o țară civilizată. Am început să dau foarte multă ca investiție. Cum să spun eu, în ceea ce mă privește, m-am schimbat și am dat foarte mult credit la cei care muncesc. Și pentru mine cine muncește trebuie să fie plătit. Obligatoriu. Deci nu există un om care muncește să nu fie plătit. Dar știi că tu mi-ai... Și le dădeam diurnă la balet. Dădeam diurnă. Și a venit atunci cineva, iar nu dau nume, un mare impresar, cel mai mare de atunci, care mi-a spus așa, la un an, mi-a zis așa, am știut că nu o să-ți meargă business-ul. De ce? Pentru că ai început să împarți banii.
Păi și cum trebuie făcut? Trebuie făcut cum a zis ăla. Aseară am avut o discuție cu cineva, nu dau nume, care mi-a zis, zice, dom'le, vorbește cu artiștii, un mare patron de local, vorbește cu artiștii și la final, acum sigur că sună rău, pentru cei care nu știți, cam prin asta trecem. La final vine și spune, știi, ăștia-s banii. Păi da, dar nu ne-am înțeles așa. Dar știi că tu mi-ai atras atenția pe altul asupra un lucru foarte important. Să remunerația asta. Când jucam noi atunci, ca nebunii, la circ, în urmă cu 19 ani, tu mi-ai spus, băi, eu vreau să fac primul milion de dolari. Mai ții minte? Oh, Doamne. Și am zis, ești nebun. Nu, nu cred. Ba da. Și l-ai făcut? Nu. 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 Am vrut să fac prin televiziune, să fac un milion, să plătesc taxe la milionul ăla, să devin eu stăpânul meu, adică să plătesc taxe și să stau liniștit și banii care eu îmi rămân să pot să investesc într-un spectacol al meu care să fie cum îl vreau eu, dar niciodată să nu scot banii din el, pentru că n-ai cum să scoți banii într-un spectacol în care investești 60.000 de euro, în cazul meu, să scot 60.000 de euro. Unde? Eu am mers în spectacole unde, există în România, unde chiria sălii e 10.000 de lei. Eu n-am făcut banii ăștia. Da. Ei au făcut. Personalul a făcut mai mulți bani decât am făcut eu. Cel de la sunet lua mai mulți bani decât am luat eu după spectacol. Adevărat? Adevărat. Aici este problema. Și sigur că poate, și am să spun întotdeauna, sunt cel care a venit cu foarte multe lucruri în țară, din tot sufletul, și niciodată nu am regretat treaba asta. Mi-a prins bine Canada și America, foarte bine mi-au prins, pentru că am venit cu niște lucruri absolut care aici au folosit. Am venit cu prețuri noi, care ei nu știau. Prima dată când am cerut 300, s-au speriat ăștia. După aceea am cerut 1000, s-au speriat ăștia. Am cerut 2000, s-au speriat ăștia. Am cerut 5000, s-au speriat ăștia. Ca apoi să le spun lor, dragii mei, hai să vă explic ceva. Sincer. Deci dacă duci în Canada și ceri 5.000, asta e o glumă. Deci în America și în Canada comedia nu e 5.000, e 100.000, e cam așa se discută. Adică, băi, fraților, eu după ce plătesc taxele trebuie să rămân și eu cu ceva. Altfel nu fac. Nu fac. Pentru că asta e marea surpriză. Taxele sunt atât de mari încât aproape că te demoralizezi. Băi, stai puțin, băi, și mie ce-mi rămâne? Corect, corect. De ce să nu fac eu o plăcere? Fac un spectacol. Unde? În România. În care bag 150.000 de euro și nu o să scop bani niciodată. Dar ce-am făcut? Mi-am făcut mie o plăcere. Adevărat sau fals? Adevărat. Fals ce-am făcut. Pentru că nu trebuia să o fac. De ce? Ca om de business, cum poți să bagi bani în ceva care nu-ți aduce profit? Să ai bani peste. Sau, hai să o facem pe ăștia care sunt aici, ăștia mici. De multe ori o faci pentru plezir de amor. Să iasă tanda pe manda. Corect? Ai ieșit tanda pe manda, ești liniștit că nu te duci să iei de undeva bani de acasă ca să plătești. Dar vreau să vă spun că eu am trecut prin momente în care, nu de mult, în care am plătit hotelul, mâncarea, transportul din banii mei într-un turneu. Pentru că nu... Trebuie să mă ocup de tine mai mult. Îmi pare rău, dar trebuie să mă ocup de tine mai mult. Nu, dar asta nu spun să mă plâng. Da. Asta nu spun să mă plâng. O spun că există. Asta trebuie să înțelegeți. Există. Da, este o chestiune... Deci, am vorbit și lucruri amuzante. E o chestiune pe care și... Se, nu știu. Nu-mi permiteam în altă parte. Eu mă simt mai deschis. Aici, cu Horia. Eu l-am admirat întotdeauna pe Horia. Și este un băiat care are... un talent multiplu. E ceea ce îmi place foarte mult la el este energia inepuizabilă. Deci el are un puț cu energie care este artezian de fapt. Adică acolo el n-a avut ceva ce a săpat, a dat cu drill-ul și a ieșit. Și acum ce facem? Cum? Păi e ca la petrol, trebuie să-i pui aia ca să iese gazul tot timpul. Hai, închide-l. Că dacă vrei să... Zice, hai să-ți pun două pahare de Horia. Aleu, ce facem? Ți-a spus să nu deschizi robinetul. Da, da, da. Ia l-am buteliat că dacă deschizi robinetul, sunt pe toată și casa. Și abia m-am stârnit. Da. Dar eu cred că să mai mult decât uită-mă puțin pe mine și îți mulțumesc pentru cuvinte, dar tu, în modul de față... N-am spus nimic despre Horia. E foarte mult de vorbit despre el.
Tu ești mult de față un om care... Eu nu pot să vorbesc despre el în comparație cu ce se întâmplă în țară, pentru că aș putea să nedreptățesc pe ceilalți cu care l-aș putea compara, datorită faptului că în momentul de față nu există atâta educație încât să se înțeleagă discuția mea. Eu pot să-l plasez pe el într-un loc pe care eu știu ce înseamnă, dar la discuție participă... Nu, n-am nevoie. Și atunci, nu. Deci am nevoie de oameni care să-l aprecieze, oameni care să spună, dom'le, asta este valoarea ta și valoarea ta chiar să se vadă în ceea ce faci. Dumneavoastră știți fiecare dintre noi că aveți valoare atât de mare încât n-are voie să scumpească nimic în viața dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră aveți o valoare. Și valoarea dumneavoastră nu înseamnă un kilogram de cartofi, un kilogram de roșii, un kilogram de ceapă pe care de-abia ajung s-o plătesc. Oh, a venit căldura. Adică cum adică avem de plătit curentul? Cum adică avem de plătit apa caldă? Cum adică avem de plătit gazele? Scuzați-mă, eu nu sunt cel care a inventat orașele. Cel care a inventat orașele să ne spună nouă de ce gâții ne-a chemat în orașe. Lasă-mă la țară, stăteam la țară, era un prost. Aveam lemnele, curăceam surcele din curte, rupeam gardul la vecin, furam porcul. Îl împărțeam cu ceilalți care nu avem de muncă, dar nu veneam la oraș ca să stau la oraș să cred că totul e cald, că totul e frumos, că e mâncare de belșug, că este... Nu! Când aglomerez milioane de oameni, dă-le! Nu vine cu scuze mereu. Știi cine se scuză cel mai tare? Aia care au. Se scuză la cine? La prostălui. Care ne uităm că, băi, oare ce o să fie? Oare ce? Amă, lăsați-mă în pace, măi. Deci, aici e problema noastră. Nu vrem să învățăm. Să învățăm pentru noi. Să ne respectăm pe noi. Dragii mei, vorba mea e următoarea. Dacă la toată lumea merge bine, și mie merge. Adevărat. Asta e vorba mea. A lui nu e. A lui e așa. Dacă mie merge bine, merge la toți bine. Pentru că el e toți. Românii au talent sau ai umor? Foarte bune amândouă. Niciodată nu o să poți să afli răspunsul adevărat, pentru că toți invitații o să te mintă. Din cauza asta eu sunt foarte plăcut, pentru că spun ceea ce gândesc și atunci am o mulțime de prieteni. Cu familia la vama veche sau cu prietenii pe vas de croazieră? Amândouă sunt excepționale. V-am spus, aici sunt minciunile. Acum, în funcție de... Cu toate că, sincer, mi-ar plăcea să stau undeva singur, să-mi fac de treabă. Da. Și vasul de croazieră are și el, știți, atunci când te duci undeva, uite-te. Vezi, fă o listă, vezi dacă merită, dacă... Ia acum o întrebare foarte ușoară. Petrecere cu muzică de jazz sau lăutari? Eu trebuie să răspund la asta. Da. Aoleu, exact, zona asta nu-mi place. Și dacă nu-mi place, categoric nu o să răspund. De fiecare dată, cred eu că ăstea se pot... Nu există nimeni nu a scris nicio lege potrivit acestor întrebări. Doar că aceste întrebări sunt niște scântei pentru niște tirade interesante. Înțelegi ce zic? Da. Uite cu muzica de jazz. Pot să spun și eu ceva? Zim. Fără supărare? Te rog. Eu văd mult mai multe de răspunsuri. Da, știu ce zici. Știu că... dacă tu nu le vezi, că îți contocești în fiecare cotlon. Și anume, alea sunt niște răspunsuri care pot să meargă pe o analiză chiar de psihiatru vis-a-vis de interlocutorul. Există și în funcție asta. De ce răspuns dă, dar de la ce punct trebuie să-i spui, trebuie să dai răspunsul sincer. Acum, ce se întâmplă? Sunt foarte simple și alegerea asta e simplă și scam. Sigur că automat ultima întrebare a fost de jazz sau... Muzică de jazz sau lăutari? Sau lăutari. Ceea ce e foarte interesant, pentru că noi avem lăutari foarte buni care pot să cânte muzică de jazz și care sunt foarte exact răspunsul. Înclinați către jazz, care chiar știu da, jazz. Asta, da, adică, știu, da. Și în momentele lor de singurătate nu sunt stricați, adică chiar îi ascult. Da, am o întrebare fără niciun fel de... Nu sunt pe lăutărie, deci nu cad în butoiul cu melancolie. Jazzul mi se pare o formă... În primul rând a plecat de la improvizație, și mi se pare o formă de free spirit. Te lasă să vii cu ceva ce, să zicem, cu o veselie ascunsă din tine care o scoți afară. Da, frumos. Și atunci lăutarul e
Inițial eu am crezut că ăla e pe ducă. Zic, bă, săracu. Și acum el ne cântă finalul la petrecere. Și am întrebat pe ăștia, voi ați plătit? Da, ci că au vrut bani înainte. Păi e clar, înseamnă chiar că-s pe ducă, că au vrut bani înainte, au împrăștiat la neamuri și asta. Și acum ei cântă da. Și după aceea zice, mama mea, alea, pe Mike-sa e pierdut. A murit, nu? Da, a murit. Acum el urmează. Și, muzica lăutărească e pe... E pe mintea aburită. Adică trebuie să ștergi geamul ca să vezi lăutare. Ia să aude, dar nu-i vezi. Am o întrebare grea pentru tine. O întrebare grea. Ai avut spectacole peste tot. Unde te-ai simțit tu cel mai bine? E foarte greu de răspuns la asta, pentru că te-ai simțit de multe ori bine. Unde-ți stă acum, dacă ar fi să alegi? Au fost multe locuri. Dacă ar fi să alegi un loc... Cât aș fi de nedrept dacă aș... Da, știu. Știu ce zici. Știu ce zici. Dar răspunsul corect, știi care este? Cel mai bun public a fost la următorul spectacol. Bun. Știam că le știi cu destea. Pentru că se întâmplă? Am seri și seri. Nu, mi s-a întâmplat, rar, să pleci la finalul spectacolului, lumea să aplaude. Și eu să-mi turui. Mi s-a întâmplat să fie o veselie de la început până la sfârșit și să nu-i mai pot stăpâni. Mi s-a întâmplat să pornesc foarte tare, știind că nu-i bine să pornesc foarte tare, da, și având nevoie de niște momente de... Nu de repaus, că tu nu poți să faci repaus de cu lanti. Ei. Nici măcar îi umanizezi. Pentru că, de fapt, îi scoți. Asta nu este un ritm normal. Obosesc. Nu este real life. Nu e normal life. Aia se numește fibrilație. Tu nu poți să-l ții pe un om în fibrilație. Mm-hmm. Nu. Și atunci, de-aia a spus comedian profesionist. Știe cum să le fac. Se duce și le plimbă. Desigur că niciodată nu o să uit sălile de palat unde aveam un moment în care respiram. Și aici este interesantă imaginea din Gladiator, când mi s-a întâmplat și mie să merg să mângâi spicele de grâu. Da. Am mers pe un câmp și am dat cu mâna și simțeam la mână capetele de la mustăți. Și simțeam vântul și în momentul ăla asta zice. E adiere, nu e vânt. Și te apleci și iei pământ. Și simți pământul. Că pe el o să lupți. Urmează lupta. Ți-a plăcut istoria, nu glumă. Ia. Am vrut să mă fac profesor de istorie, am vrut să mă fac avocat, am vrut să mă fac preot, am vrut să mă fac preot chiar și fără să fac teologia. Și până la urmă le-ai făcut pe toate. Da. Și culmea, în momentul ăsta, mintea mea este că eu ar trebui să fiu vindecător, dar nu mă pot, adică învăț foarte multe, dar nu mă văd. Tu ai un stres cu pata la maua respectivă. Ce se întâmplă? Categoric m-a influențat și tata, categoric, pentru că el era, a fost un om care a vindecat pe mulți. Și atunci eu știu ce înseamnă. Psoriasis este o boală de piele, un fel de iritație foarte urâtă care să și cojește și asta, și poți să o ai în cap, poți să ai pe gât, poți să ai pe piept, poți să ai la coate, poți să ai... Gândiți-vă că eu am văzut fete tinere care au venit la tata așa, cu cămașă și încheiate aici, așa, da? Uite așa, așa au venit la tata și după tratament au venit și bretele. Mă trec fiori, adică el mi-a zis, Doru, tu nu înțelegi asta. Dar e o mulțumire aparte. Și i-a zis, m-am căsătorit. Am putut să mă căsătoresc și să port rochie de mireasă. Da, ceva extraordinar. Vă dați seama în ce direcție s-a dus?
Și, mă rog, de undeva, de la Cune, un tip Cune, un austriac, care, neamț, care făcea niște cure cu apă rece, cu asta, de eram mic, eram undeva pe la liceu, eram la început. Și destul tot, de tot conștient ca să ai niște aminte. Da, 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 da. După care am urcat în pod, aveam o casă, da, și niciodată nu a urcat nimeni în pod. Și tata a zis, băi, trebuie să curățăm podul. Ia, vezi, curăță podul. Și în pod era, erau cărți. My love. Eu dacă văd cărți aici, s-a terminat. Deci eu niciodată nu o să pot să arunc o carte în foc. Nu o să pot niciodată. Momentul deci ăla... Fahrenheit 451 nu se face. Nu, bă, nu o carte, nu se aruncă, e ceva scris acolo, e ceva interesant. Credeți-mă, citește-o, a scris-o un prostălău. Dar e o propoziție care nici prostul ăla nu știe. Auziți, cartea a ieșit pe piață cu voia lui Dumnezeu. Punct. Dacă a fost voia lui Dumnezeu, înseamnă că ascunde ceva. Acum, nu vă sfătuiesc să citiți toate cărțile, dar ideea este că ce vă place, citiți. Și care cum e? În momentul în care citești ceva, vă dau un exemplu. Eu citeam despre, am citit, de exemplu, o carte care s-a numit Brain Wars și Războiul Creierilor. Și de acolo, care carte are foarte multă tehnică, că inițial, când am curge frumos, o citește oricine și la un moment dat intri în tehnică, în formule, în chimie și treci peste. Și când am trecut peste, a fost ăla de lângă mine care e atentul și zice psst, 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 Barosane, Barosane, greule, de ce trecut peste formule? Păi e chimie, mă. Păi și dacă e chimie, înseamnă, că, înseamnă ceva, nu? Băi, lasă-mă, e chimie, trebuie studiată chimia separat. Matale ai zis, nu eu. Măi, acasă are dreptate. Pac, uite de înapoi. Și mă uit înapoi. Și mă uit înapoi și văd. O, doi, ce, patru, H. Ăsta e oxigen, ăsta e carbon, ăsta e hidrogen. Ia uite ce formulă, care spune ce. Hopa, apare un atom de siliciu. Gat, m-am dus către chimie. Și atunci, de asta spun, e foarte interesant. Așa, și de acolo, după cartea asta, au început să se lege altele. Vin informații peste informații. Informații peste informații pe care le aduni și le folosești. Acum, depinde. Să vă spun ceva. Discuția care am eu aici cu Horia, am mai avut-o într-un loc, nu atât de exuberantă, cu, la Arad, la directorul teatrului din Arad, teatrului de stat din Arad. Niciodată n-a dat-o. Podcast. Niciodată. De ce? Și a fost o discuție unde a participat un om, un băiat prieten de-al meu, pe care eu îl cunosc, și un băiat extraordinar, care mă mai duce pe la spectacole cu mașina și care nu râde. N-are chestia asta, nu. Și a fost atent la tot cât am vorbit. Niciodată n-a fost atent. Interesant că omul ăla n-a dat podcastul. Foarte interesant. A rămas chiar uimit, pentru că și eu am rămas uimit. Deci am spus la podcastul ăsta că mi-am dat drumul, pe semne că mi-am dat drumul la gură și o fi spus omul, știi ce? Poate îl promovez pe Doru, după aia o încurc eu. Las, că vreau să fiu și mâine director. mă gândesc, da. Acum, deciziile sunt ale fiecăruia, eu nu... Dar în momentul în care filmești ceva sau... Dom'le, astea sunt lucruri care sunt... Te lauzi cu ele, nu? Dom'le, a venit Horia Brenciu la mine la podcast. Păi îl promovez, nu? Iartă-mă, dam o întrebare grea pentru tine. O să te iert, asta e, n-am ce să fac. Cel mai bun stand-up român este? Horia Brenciu. Asta e foarte greu de spus, cel mai bun, pentru că, în primul rând, trebuie stand-up-ul foarte bine croșetat aici. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, spun ceva care nu o să vă placă. Din nou, vorbesc dintr-o lume care știe către o lume care nu știe. În momentul în care spui prostii, cel mai appropriate, cel mai potrivit loc este să fii singur. În momentul în care spui prostii de față cu altcineva, este că cineva te-a enervat. Asta e motivația.
În momentul în care spui prostii față de necunoscuți, ai o anumită permisivitate către vulg, către... nu mi-o luați nume de rău. Nesimțire. Nu-i cunoști pe aia. Tu n-ai niciun bun simț față de ei în momentul ăla. Dar îmi bag, îmi scot, că bine. Și aia poate nu râd. Alții poate râd. Dacă nu-mi permit să-i spun bunica ce, a mea, fă-mi și mie niște clătite. Dar îmi permit în fața 1000 de oameni pe care nu-i cunosc. Să-mi bag să scot? Și bunica care m-a crescut și m-a spălat și o știe. Dacă vrei să vorbim așa. Ha? Și atunci există un sindrom. Să spune despre... Și aici sunt greu de combătut. Există un sindrom care vorbește despre cei care fac stand-up în America, deci nu de România, care spune că au probleme cu căpușorul și, într-adevăr, au niște probleme, sunt niște probleme chimice. Este și un sindrom, am vorbit eu cu... În capetele americanilor. În capetele americanilor, la noi nu se pune, că la noi e altă zonă și alt fusorar. Și dacă ar fi, de exemplu, să vină cu 7 ore după, îți dai seama, nu, să pierde. Cu Radu Petreanu am vorbit de chestia asta și spunea, da, știu de treaba asta, este o denumire nemțească, este un sindrom. Cum ar fi, ca să înțelegeți, sindromul Tourette, Robin Williams a fost foarte, foarte bun și avea sindromul Tourette. Și din sindromul Tourette el a făcut niște lucruri extraordinare. Adică nu vorbim că el era talentat, dar sindromul Tourette l-a explodat în imaginație. Fiind sindromul care te face să treci de la una la alta fără, deci, cu o viteză extraordinară. El avea și un talent de improvizator extraordinar. Să zicem că el a putut să-l stăpânească cu adevărat. E complicat de spus. El spune la un moment dat că s-ar fi învățat cu. Că până la urmă despre asta e vorba, că dacă e și n-ai cum să-l potolești. Dar e foarte... Deci am spus eu că trebuie să se așeze. Trebuie să se așeze ca lumea să înțeleagă. Știi ce se întâmplă? Când ăla vine de pe iaht unde a avut petrecere de 200 de oameni și se așează pe un scaun și zice, băi, a mea, pune-mă și mie, a mea, niște icre, a mea, a mea, cheamă și niște gadget, a mea, ca să, băi, tu ce, a mea, cauți acolo. Și vezi că merge la el, că-i purc. Dar tu ești de mărât. Și mă, duci mie, mea, să beau a mea. Ești cu iactul? Nu. Ba da, mintea ți-e cu iactul, dar nu e al tău. Și fii atent, am senzația că iactul ăla n-are nici apă, fii atent aici. Cred că apă caldă. Nu, de desubt, așa că nu, chiar nu plutești. Da, cred că mai trebuie lăsat, categoric sunt, asta e părerea mea, sunt foarte mulți talentați, printre ei sunt foarte buni, foarte buni, care, părerea mea este, încă nu sunt eu vis-a-vis de ei, pentru că nu știu dacă ei vor continua. Am înțeles. Nu știu dacă ei vor muri pe baricade. Gavruș. Cum ai zis atunci. Cine știe povestea lui Gavruș, atunci înțelege tot. Noi artiștii suntem Gavruș. Noi nu suntem cei care încărcăm armele. Noi doar culegem gloanțe să dăm la luptători. Atât. Dar pentru gloanțele alea, ca luptătorii să aibă, noi murim. Ei, despre asta e vorba. Și atunci ne dăm viața, mai corect spus. Și, da, e un sacrificiu pe care îl facem în fiecare zi. Să n-aveți impresia că Horia Brenciu, înainte să urce pe scenă, nu urcă cu toate problemele lui. Dacă nu-și face o pregătire specială, să le lase afară. Că dacă intri cu toate problemele pe scenă, s-ar putea, în loc de iubita mea să spună cocoșata. Cocoșata de la Notre-Dame. Cocoșata de la Notre-Dame, da. Dacă ți-ar propune cineva să faci emisiune, ce ai accepta? E condiționalul, dacă. Ai accepta un stand-up? Ai accepta un fel de late night show? Sau efectiv ai accepta să prezinți o emisiune? Eu am făcut late night show. Doar de seară. Unde s-a întâmplat asta? Național TV. Care de la Pro TV mi-au spus
când cei de la Național TV au hotărât să oprească Late Night Show-ul Doru de seară, am răsuflat ușurați. Începuse să se îmbibe. Dar ei au preferat să ia zile de la mine și au băgat pe Adi Minune. Asta se întâmplă undeva prin 2006. Nu mai știu. La anul 2000. Dar emisiunea creștea. Pentru că în momentul în care o tot faci, crește. Da, și aveam luni, marți, miercuri și joi. Erau 4 zile pe săptămână. Sau și vineri. 4 sau 5 zile pe săptămână erau. 5 zile pe săptămână erau. Luni, marți, miercuri, joi. Cu invitați, cu nebunii, dacă ați vedea, dar nu, nici ei n-au voie, pentru că nu sunt eu de acord, nici eu n-am voie, că nu sunt ei de acord. Dar dacă ați vedea emisiunile, cum să vă spun, gândiți-vă că mie mi-a plăcut Johnny Carson. Eu l-am prins. Eu l-am văzut. Am văzut ultimii 2 ani. Extraordinar. Am văzut seara de seară. Eu l-am văzut. Eu l-am văzut pe David Letterman. Eu l-am văzut pe Arsenio Hall. Am văzut, după aceea am văzut prima emisiune a lui Jay Leno. Acolo. Adică eu am trăit în condițiile lui Seinfeld. De asta spun că poate de multe ori ar fi bine să vorbești cu prima mână. Undeva eu mă consider prima mână că vin de la mama unde s-a făcut acolo. Și dacă ești într-o parfumerie, când ești de acolo, lumea te întreabă cu ce te-ai dat. Pe cuvânt, dacă m-am dat cu ceva. Doar am stat în parfumerie 8 ore. Lucrez acolo. Dar nu m-am dat cu nimic. Am înțeles. Dar s-a impregnat tot în tine. Da, da. Da, ideea unui late night show, da, e culmea, mi-ar plăcea. Mi-a plăcut de la început când am văzut și mi-a plăcea. Și categoric să pot să fac și stand-up. Să știi că într-un late night show trebuie să cânți. Show-uri de comedie. Trebuie să cântăm, asta e. Ai văzut ce ruptură bruscă a făcut? Trebuie să cânți, pentru că nu mai are ce să mai spună. Și atunci, ce mai e timp? Nu, pentru că... Nu mai e timp, da. Nu. Știți ce hârtie aruncă, nu? Meniul, că trebuia să fie mai multe pe masă, dar și asta nu, că tot prăjit. Eu caut asta. Vreau neapărat să spun că am un cadou pentru tine. Un cadou. Un cadou pentru tine pe care cu siguranță o să-l dai mai departe. Și acum vine cadouistul. Dacă nu cumva o să... Asta e un cadou de la domeniile cruzate. Deci e adevărat că dai cadouri, că altfel nu veneam. Da. Așa. Cuza. Ăștia sunt ai tăi. E un pahar și o sticlă. 1800 Unirea Principatelor. Exact, el e. Marele Alexandru Ioan Cuza. Cuza. Apropo, și Alexandru Ioan Cuza n-a avut un sfârșit prea roz. Da, dar astea sunt niște treburi care ei le știu și atunci când faci un pas ca să fie domnitor, el a știut că ăla e finalul. Din cauza asta n-a vrut să abdice. A, da. N-a vrut. Da. Cu toate că asta era condiția. Abdică. Ce înseamnă că asta e condiția? Înseamnă că culmea absurdului, într-o vreme în care este un conflict militar, la președinția ONU vine cel care a stârnit conflictul. Ceea ce e culmea absurdului, pentru că într-o lume normală se discută. Deci nu se ia o decizie vremea, pentru că așa se merge. Adică e un fel de ruletă. Și ruleta? Da, corect. Ce da. Mea. Deci, din cauza asta, atunci când te bagi într-o treabă, el n-a avut toată treaba făcută. Adevărat. Cuza. Și unirea a fost posibilă datorită faptului, și asta nu știți decât foarte puțin, două batalioane de austrieci, care totdeauna și-au băgat nasul la noi, care au dat Transilvania Ungariei ca să o administreze și la un moment dat ungurii au crezut că e a lor, dar era doar în administrație. Că dacă îi lăsa pe ungurii, ei o alipeau și atunci făceau colonizare. N-au putut să facă să colonizeze. Au adus fermieri, nu știu ce au avut de nevoie, sistemul de conducere, dar Austria întotdeauna s-a băgat. Inclusiv acum se bagă. Asta e. Ei sunt au niște intravenoase Schengen care nu vor să le împartă cu alții. Austriecii au trimis două batalioane și când se treacă frontiera cu, atenție, frontiera adevărată a noastră, deci când se treacă în Transilvania. Ei erau digro. Au primit ordin să se întoarcă pentru că a izbucnit un conflict militar. Așa a fost posibilă unirea. Chiar dacă Franța a fost de acord. Chiar dacă Napoleon al III-lea a spus, da, domnule, eu sunt de acord ca să... Pentru că, da, știi că îmi place aici, că e o chestie care îmi place. România să fie unită, să fie... Dar mai departe...
trebuie să ținem cont de ce s-a întâmplat. Adică, haideți să vă spun ceva. Noi nu vedem cum Albania... provincia din Kosovo, cum a devenit independentă datorită faptului că brusc s-au mulțit musulmani. Și atunci a devenit Kosovo. Pentru că nu mai putea să mai stea cu ortodoxii. Nu se poate. Dar nu se poate. Atunci să-i omorâm pe toți. Asta era singura variantă. Dar asta te interesa? Nu. Oamenii au hotărât. Ce? Să fie liberi. Să fie independenți. Și musulmani. Asta era important pentru ei, să-și păstreze religia, credința. Perfect. Asta e. Mai departe trebuie să te gândești că atunci când intră cineva undeva, colonizează, face drege și când colonizează, se schimbă multe. Nu vă mai așteptați că o să fie aceiași oameni. Nu! Eu am întrebat pe mulți. Nu te supăra. De unde vii? Din America. Ok. Spune-mi și mie, te rog. Sau Suedia. Sau... Spune-mi și mie. Există cineva în familia ta suedez? Sau american? Și unii au spus da, soția mea e suedeză. Sau soțul meu e american. Deci, copiii cum vor fi? Haf-haf, jumate-jumate. Copiii vor fi oameni ai planetei. Asta, vine el acum, patriarhul, și zice, da, normal. Că da. Deci, iată aici. Da, asta este cea mai mare șmecherie pe care poate să spună omul. Vicleanu, așa spune. Copiii vor fi oameni ai planetei. Pupă mâna. Iar mă copiez și vrei să-mi preiei rolul. Și am o rugăminte la tine. Am văzut că ai venit cu un autocar. Da, bagă-l în spate. Descarc acolo. Și când descarc, se termină și podcastul. Când auzi de fie deja. Dar ce trebuie să termină podcastul? A adus puține. Deci, ce sfat dau eu tuturor care ne privesc? Domnilele, este următoare. După ce se termină de podcastul, revedeți. Se vie de la capăt. Asta făcea Dan Diaconescu. Cum adică făcea Dan Diaconescu? Făcea de la capăt? Da. Nu, a doua zi începe, pe altă... Nu. Sau cum? Am stat odată 7 ore la el. Dar eu n-am știut. Cum așa? A fost cel mai lung cum? Staționament al meu într-un... Asta 7 ore. Și după 7 ore el a pus de la început. Și... Au fost cum au pus de la... Au fost care s-au uitat. Cum au pus de la început? Începutul interviului. Și au fost oameni care mi-au spus, băi, ce rezistent ești. Dimineața la ora 5 tu încă erai în formă. Dar el văzuse de la final. E foarte bună ideea. Practic îl pune de la început. Și sunt o mulțime care ori s-au uitat și au spus, băi, gata, atât. Sunt unii care s-au uitat mai târziu. Și e în continuare, fără să știe că e începutul. Deci eu ești omul care, de fiecare dată, ești ca un fel de piață. Imaginează o piață plină de lucruri bune. Curea, dar tu ai observat că eu nu apar pe nicăieri? Da. Mă bucur. Da, am observat asta. Asta e un răspuns. Da, sigur că am observat asta. Păstrez pentru Și unul dintre motivele pentru care vreau neapărat să te văd, este că am văzut un afiș cu tine și am zis, Doru din nou un spectacol. Și acum am aflat de o chestie. Doru Meleonu. Și n-am văzut... Ne-a ieșit pe NASA la dinainte, care va vorba despre pandemie. Foarte frumos show. Foarte frumos. Ăsta e mai frumos, Buricul Pământului. Buricul Pământului? Da, da. Și culmea că este un spectacol la care încă lucrez. Asta e culmea. Deocamdată la el, deci sunt undeva la un 3 ore și o să ajung la 5 ore, după care va trebui să-l split, să-l fac. Auzi, dar Buricul are și Cercel? Buricul are și loc de unde vine, unde se alimentează din univers. Că-i Buricul, că-i Buricul Pământului. Nu asta. Nu. Da, aleluia. Asta e superbitate de piesă. Deci pe tine vreau să te văd. Ți-a plăcut tipul? Da. Super bitate de piesă. Super bitate. Canadian. Foarte frumos. Foarte frumos. Eu n-am glumit când am zis că trebuie să el a fost un om, deosebit. Absolut. Mi-ai dat eu am vrut de la tine 100%, tu mi-ai dat 500%. Știi cine e? Cine? Cine a scris piesa? Aleluia. Da. Asta piesa asta. Asta e lucru simple. Nu. Aleluia. Asta e aleluia.
L-ai văzut în Shrek. A fost în Shrek piesa, da. Cântată de... Cântată de Mike Myers. În Shrek. Mike Myers era Shrek. Cine a compus piesa? Check. Aleluia, mă. Vezi cine a scris? Un cântăresc canadian. Leonard Cohen. Și ți-l recomand. Leonard Cohen a fost într-un singur concert aici, Leonard Cohen. Cine a venit a văzut ceva ce e unicat. Da, iar Leonard Cohen numai în partea a doua, pentru că a împărțit spectacolul în două, numai în partea a doua asemenea cu Doru Octavian Dumitru. Păi nu, el a fost altceva. Eu spun un fel de Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing. Nu, s-a fost prim-ministru, mă duc în altă decât. François Mitterrand. Charles de Gaulle. Nu, cine? Cântărețul. Yves Montand. Gilbert Beco. Cine? Gilbert Beco. Gilbert Beco, da, era da, tot da, așa, da, foarte. Da, Gilbert Beco, da, era tot așa. Frumos, da. Interesant unde... Interesant ce paralele cu tine o discuție este un fel de... Dacă vrei să o ai. E un fel de junglă luxuriantă. Este un fel de Amazon. Dacă vrei să o ai, că se întâmplă cum era publicul când eram eu mic. Vorbeam pe stradă de unul singur și veneau și plecau, dar stăteau. Când erau grele sacoșele, plecau, nu mai puteau. Dar stăteau, râdeau, mă ascultau, nu mai prostii spuneam și după aceea plecau. Ca și să mai prostii. Nu țineți minte nimic, nici a spus că n-are sens, vedeți-vă de treabă, nu. Dar, dacă doriți să mă întrebați, întrebați-mă și eu să vă răspund. Intrați pe toate adresele lui Doru. Toate adresele lui Doru. El poate să vă dea recomandări și pe... fii atent, mi-a venit o idee. Lasă albumul ăla de jazz. A doua idee următoarea. Tu de ce nu faci o emisiune săptămânală, nu zic zilnică? Dacă facem un album de jazz împreună, împărțim banii. E partea mea, o cedez. Stai să-ți explic. O cedez unui act caritabil. Și să vorbim de worldwide. De aici trebuie să ți se aprindă scânteia. Mie îmi place muzica. Și mie. Din câștigurile din bani m-am legat. Nu, am spus. Păi nu, dar e frumos să spună despre tine în Filipine sau în Galapagos. Să spună Brenciu, Horia. Anumite țestoase vorbesc deja de mine. Categoric. De-abia se mișcă. Dar tu trebuie să-ți faci la câtă nebunie frumoasă și la câte lucruri ai adunat de-a lungul vieții, tu trebuie să-ți găsești o supapă, pentru că sunt destui ochi și destule urechi, destui ochi să vadă și destule ochi să audă și trebuie să cauți o cale. Dacă nu, nu știu, sunt e ca și okay. Când tu acum sunt un om mulțumit, ai, ai îmbunătățit viața multora spunându-le ceva. Corect, asta știu, că vorbind ne îmbunătățim reciproc, da. Și eu învăț foarte multe. Eu în emisiunea asta am învățat o mulțime de lucruri. Unu, nu trebuia să vin. Mie asta se numește lucruri simple. E mai ușoară decât crezi. E ușoară decât ABC. Dar terță vreau o terță. Se poate? Da, bineînțeles că se poate. 2 kg de terță, imediat. Hai să pornim și după aceea... Fii atent aici. Da. Nu, dă-i drumul, muzica nu se vorbește. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa ca un fulgă în palma ta, pentru mine n-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles, nici multe motive să iubesc. Extrem cum și-a schimbat vocea. Și acum e refren, fie deci. Toți cu terță. Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Ce tare e, uite-te.
Mie de ajuns doar muzica. Bine, Doru. Mie de ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. E prietă când cânt cu tine. Nu știu. Bine că a trebuit să trag aproape 20 de ani de când am văzut ultima dată. Acum e dans. A fost lângă noi astăzi Eddie la clapele negre și albe. A fost Ducu acolo la butoanele negre și albe. Și a fost și Răzvan care s-a plimbat cu gimbalul ăla. Și Andrei care a mai primit și Andreea care a mai stat. Dar în principal, cântărețul, omul care știe, omul care a aflat, omul care a dobândit, omul care s-a informat, omul care vă poate... Ceapă pe masă. Da, multe simple. Indicații și recomandări. E Doru Octavian Dumitru. Cu siguranță unii deja v-ați supărat. Cu siguranță ceilalți v-ați zâmbit. Dar eu cred că majoritatea ați văzut un om pe care rar îl vedeți. Uitați-vă la el. E un cântăreț formidabil, un sfătuitor de excepție și nu care cumva să intrați în procesele lui chimice. Chimia noastră. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața pe lângă perna ta. Ray Charles, ladies and gentlemen. Îmi place tu așa cum ești. Când mă cerci și caut să mă ierți. Și speranța. Și speranța că nu te vei schimba. Nu caut mistere să le orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu, extraordinar ce trebuie să faci. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Și acum nu am text. Aoleu, nu mai am text. La buricul pământului. La buricul pământului. Alături de voi. Cei trei dumneavoastră, pentru că fiecare buric al pământului are un... Ce faci acolo? Împrăști oalele. A călcat cineva în străchii. Băi, vezi, ai grijă, ai plecat cu străchiile. Bocanci ți-au rămas aici. V-am spus să nu mai ningă când sunt în emisiune. Și cade un fulg. Bă, Rozane, eu vin de sus. Se pare că vine vântos. Nu se oprește aici din soare. Ce-a făcut fulgul? S-a topit. Ai, lasă. Eu cred că astăzi ai scos foarte mult copilul din tine. Întâlnirea cu Horia Breciu este unică. Apropo, a trebuit să-mi zic copilul la mine. Că dacă îl scoteam și eu, era grădiniță mare aici. După ce a fost la emisiunea Horia Breciu, copilul din mine a rămas la dans. Nu știam ce cu el. Și după ce l-am luat de la Horia Brenciu, nu știu, merg pe poante. Merg numai pe poante? Da. Chiar și cei de la Balșoi mi-au spus, ești senzațional. Da, și de la Balșoi m-am uitat la ei, să știi că nu sunt așa de Balșoi cum spune. Sunt bașoldine. Chiar subțiri, chiar subțiri. Le zice Balșoi ca să fie un contrast. Te-ai dar... Ar fi primul ce-am spart. Ce-ai făcut cu autograful? L-am spart. L-am spart. Trebuie să vin mai încoace. Mai încoace. Mereu omul
cântare. Mai aveți și alt geam? Mâna asta e pisa, nu știu ce să zic. Tu iei pe asta să pui într-un contract frumos. Să se mătura asta să pui într-un contract, că avea nevoie. Dragii mei, eu vreau să vă spun ceva. Am făcut eu cele două personaje când n-a fost Horia, dar sincer, mi-a lipsit. Acum, bine, o să dau de două ori emisia. O să pun una după alta. Pentru mine a fost o seară, adică a fost o zi, o dimineață aia, a fost o chestie care m-am gândit, măi, oare aș mai face-o? Nu, eram... A fost o chestie grea. Grea și o nebunie. Ca Doru am ieșit liniștit. Ca Horia am ieșit evoizat.